transparent, doamnelor și domnilor, vă salut și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la primul simpozion național de etnologie, tradiții și procese etnice, organizat de Institutul Patrimoniului Cultural. Astăzi avem mai multe evenimente, în afară de conferința propriu-zisă, avem o lansare de, o expoziție de carte, o expoziție de fotografii. Toate acestea vor fi prezentate pe parcursul ședinții sau după ședința plenară. Simpozionul Național de Etnologie se înscrie în lista manifestărilor planificate de Patrimoniul Cultural pentru anul 2020 și, de asemenea, se regăsește în obiectivele proiectului de cercetare, în obiectivele proiectului de cercetare din acest an. De ce ar fi important acest simpozion național de etnologie? Din istoria cercetării etnologice știm că un simpozion similar a avut cu participare bilaterală dintre România și Republica Moldova pentru prima dată în anul 1992. Acel simpozion, deci a fost ca o urmare a evoluției din 1989. Noi astăzi am preconizat această manifestare, Simpozionul Național de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural, având în vedere că etnologia joacă un rol foarte important în armonizarea relațiilor din societate și mai ales în armonizarea relațiilor atunci când societatea parcurge niște momente foarte dificile în evoluția sa. Se întâmplă astfel că astăzi avem momente dificile din punct de vedere al valorilor noastre sau ierarhia valorilor noastre spirituale are de suferit. De aceea, toate lucrările simpozionului de astăzi probabil vor da o rezolvare a multor din problemele cu care societatea noastră se confruntă actualmente. Țin să menționez că din cauza condițiilor austere în care ne aflăm, din cauza acestei pandemii, această conferință o petrecem în regim online și toți cei care doresc să adreseze întrebări pot să intre pe site-ul Institutului Patrimoniului Cultural, să acceseze conferința online și să vină cu noi în discuții. Ofer cuvânt acum domnului director al Institutului Patrimoniului Cultural, domnul doctor Capitan Figura, domnul Victor Ghilaș, cu mesaj de salut. Vreau să vă salut pe prezentă dumneavoastră la această manifestare și să vă mulțumesc pentru disponibilitatea, în primul rând, oaspeților care au luat curs invitație de a participa cu comunicări în cadrul primei ediții a simpozionului cu genericul anunțat, tradiții și procesii etnice. Este o primă manifestare în cadrul proiectului de cercetare care este gestionat de către Institutul Patrimoniului Cultural, mai exact de către Centrul de Etnologie, evoluția tradițiilor și proceselor etnice și etnico-culturale în Republica Moldova. Ne bucură faptul că printre participanți, în afară de reprezentanții Institutului Patrimoniului Cultural, și-au anunțat prezența aici, reprezentanți de la universități, instituții de cultură din Republica Moldova inclusiv. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova. Salutăm de asemenea prezența, sunt destul de activ sau reprezentați în programul simpozionului de astăzi tineri cercetători de la diferite instituții din țară. Și mai tare ne bucură faptul că s-au înscris cu participări și reprezentanți din afara țării. Din Rusia, din Belarus,
Din Bulgaria, probabil vor participa cu toții de la distanță, în virtutea situației prin care trecem în prezent atât țara noastră, cât și alte țări. Un obiectiv major, reieșind din programul schițat, din programul conturat și adoptat pentru această manifestare, eu văd în promovarea valorilor etnoculturale ca factor al coeziunii. Așadar, o agendă destul de încărcată și care va fi, este, a fost structurată pe două mari arii tematice. Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și etnologie, probleme generale și abordări interdisciplinare. Deci, însăși, titlurile sau formularea acestor tematici vorbește despre aceea că abordările sau comunicările de astăzi poartă un caracter interdisciplinar, ce este foarte util pentru, pentru cercetare. Cele două mari arii tematice vor fi dezbătute și lucrul acesta este important, au fost în continuare disecate pe secțiuni. Pe secțiuni. E, în așa fel, eu sper că prima manifestare științifică în cadrul proiectului constituțional să fie una de bun augur. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și așteptăm idei, noi idei, dezbateri cât mai consistente într-o binele cunoașterii. Mult succes! Domnul Ghilaș, vă mulțumesc frumos! Acum cu mesaj de salut din partea partenerilor noștri va veni domnul Andrei Prochin, secretar științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Domnul Prochin, vă rog frumos să vă conectați cu noi. Domnule Andrei Prochin, vă mulțumim frumos și noi ne gândim la o continuitate, mai ales că este absolut necesară această continuitate. Și acum îi ofer doamnei doctor Valentina Urțu cuvântul de salut. Invitații de fiecare dată la toate manifestările organizate și conferințele anuale și conferințele tinerii cercetători și acum acest nou eveniment, un simpoziu în care întrunește specialiști într-un domeniu mai gust, precum a menționat și domnul Prochin, dar care sunt nu chiar atât de puține, deci Centrul de Etnologie de la Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și câțiva cercetători de la Universitatea Franca. Dar unele de sunt realizate, bineînțeles, și de către cadre didactice din alte universități, precum și cadre didactice din învățământul general. Evenimentul acesta, cu toate dificultățile, este, precum am menționat, unul inedit și sper foarte mult că această primă ediție a unui simpozion cu un generic tradiții și procese etnice va avea continuitate și noi partenerii vom încerca să punem umărul și în organizarea, dar și în mediatizarea, în special, a materialelor și aceste întruniri, precum o facem cu toate publicațiile pe care le semnează cercetătorii de la Centrul de Etnologie, prin activitățile didactice, prin articole, prin promovarea în mass media. Încă o dată salut toți participanții, urez tuturor succese și organizatorilor curaj și îndreptare în coace. Vă mai urmă să vă mulțumim frumos, am avut o mică defecțiune. Și acum declarăm deschisă ședința plenară a simpozionului nostru și oferim cuvânt domnului doctor Andrei Prochin cu comunicarea Legenda Sticului de Grâu în popor românesc și în chel universal. Vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a vorbi. Mă
Am avut trebuie să ne ducătesc clinica de 10-15 minute. În comunicarea mea, aș vrea să vorbesc despre o legendă meteorologică din poporul românesc, care cunoaște paralele și în poporul Mocora cu mare europene și nu doar. Convențional, ea poate fi numită legenda Sfântului de Grâu, deși, după cum vom vedea, în această narațiune se întâlnesc și alte culturi cerealiere, secara, porumbul. Motivul principal al legendei este o dinioară, paiul de grâu, a fi fost încărcat cu spice de la pământ până în vârf. Iar în urma unui păcat săvârșit de oameni din vechime, a rămas un singur spic, cel din vârful paiului. Această legendă e ancestrată încă din secolul XIX la multe popoare europene, romanice, germane, slave, precum și în folclorul musulman și la unele populații din China. În edițiile pe care le-am consultat eu, apărute în străinătate, nu am întâlnit nicio referință la variantele românești ale legendei spicului de grâu. Poate ele au fost puse în valoare de cercetători, dar eu încă nu am găsit sursele respective. Cu toate acestea, asemenea variante au fost înregistrate încă înainte de primul război mondial în mai multe provincii istorice românești, în Banat, în Bucovina, în Muntenia, în Transilvania, în Moldova din dreapta Prutului. Nu am întâlnit deocamdată atestări în Basarabia, deși recunosc că nu am reușit încă să valorific toate materialele folclorice existente. Aș dori în comunicarea mea să cercetez variantele românești ale legendei, comparându-le cu cele din folclorul altor popoare, încercând să determin elementele prin care ele se individualizează. Cele mai vechi atestări ale legendei spicului de grâu au fost publicate la răscrucea secolelor 19-20 de folcloriștii George Catană, Elena Niculiță Voronca, Constantin Rădulescu Codin și Tudor Panfile. Aceste legende se pot grupa în două versiuni ale subiectului. Prima versiune, paiul de grâu a rămas cu un singur spic în vârf, drept pedeapsă, pentru un păcat săvârșit de Adam și Eva. A doua linie de subiect, spicul sau pâinea a fost odinioară profanată, iar în consecință s-a împuținat numărul spicilor de pe pai. A rămas doar unul. Prima versiune a acestui subiect e reprezentată de o legendă bănățeană publicată în 1894. Potrivit acestea, după izgonirea primilor oameni din rai, Dumnezeu i-ar fi poruncit lui Adam să are o singură brazdă de pământ pentru a-și câștiga harul. Recolta obținută le-a fost suficientă lui Adam și Eva pentru 2 ani, deoarece grâul avea spice de jos până sus. Însă după ce Adam, la îndemnul diavolului, ar fi arat 1000 de brazde, Dumnezeu a blestemat holda să aibă spini și scaieți, iar paiul de greu să rămână numai cu un spic deasupra și acela să fie mic și plin de tăciune. Am găsit două narațiuni asemănătoare în antologiile de folclor maghiar de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Potrivit primia, vina lui Adam constă în faptul că a săpat mai mult pământ decât i-a îngăduit creatorul. Observăm că în varianta românească era vorba despre arat, pe când la maghiar se vorbește despre lucrul cu hârlietul. Iar al doilea text maghiar se deosebește doar prin precizare că Dumnezeu, pentru a pedepsi pe Adam, a apucat cu mâna un pai de la rădăcină, rupând spicile pe la parte de vârf. Din cea de-a doua versiune a subiectului legendei face parte următoarea credință consemnată de Elena Niculiță Voronca, și anume că o femeie a făcut batjocură de pâine și Dumnezeu a văzut și de mânie a apucat păpușoiul și grâul totul ca să nu mai aibă oameni ce mânca. Atunci însă Maica Domnului a sărit și a prins spic și ciocălău și a zis: Doamne, îndură-te măcar atâta lasă cât fie pentru mânță și pentru câine.
Și cât a apucat atunci în mână, atât a rămas cu piciorul și spicul de mare. În relatare nu se precizează cum femeia a făcut doar jocuri de pâine. Pentru comparație, într-o variantă studiată la nemunii din Macedonia, se precizează că o femeie, fiind pe câmp, își șterse copilul de necurățenie, tocmai cu spicul grâului. De asemenea, numeroase variante din poporul slavilor, la polonezi, bulgari, ucraineni, dar și la alte popoare, germani, greci, acest detaliu este explicit. O femeie ar fi șterg utilizând spice, crăunțe, linii, aluat, coajă de pâine. Alteori se spune că pâinea era călcată în picioare, ori pâina a fost amestecată cu scârnă. În varianta românească se spune doar despre faptul că Dumnezeu a lăsat grâu atât să fie pentru mâță și pentru câine. Pentru comparație, în variantele slave întâlnim recomandări mai concrete, unele cu caracter ritual. Celor două animale li se dă pâine din prima recoltă, prima bucățică din fiecare fel de mâncare, etc. În folclorul românesc a testat și alte explicații de ce grâul și-a pierdut o parte din spice. Constantin Rădulescu Plodin publica o legendă din Argeș, conform căreia, în timpul unui năvălit, tătaie au incendiat bolile de grâu. Pârjul a ținut câteva luni, încât era gata să se facă toate holdele cenușă. Însă un câine s-a repezit în foc, a apucat un pai de grâu și l-a adus la oamenilor. Astfel a fost salvată sămânța de grâu. Dar de atunci paiul face spic numai în gâr, pentru că numai atât a putut apuca câinile în gură. Motivul incendierii holdelor e cunoscut și altor popoare, dar este prezentat într-un context diferit. Bună oară, legendă bulgară, se spune că Dumnezeu ar fi incendiat holdele pentru a pedepsi o secerătoare care a blestemat în gând grâu. Atunci creatorul a lăsat numai spicul din vârful paiului. Povestitorul oferă astfel o interpretare negativă rolului câinelui în legendă. Totuși, legenda are în comun cu narațiunile citate anterior ideea că grâul încărcat de spice nu era prețuit din cauza supraabundenței, iar Dumnezeu a hotărât în consecință să împuțineze spicele. Într-o legendă din Transilvania se povestește că Noe, după terminarea potopului, Dumnezeu i-a dăruit lui Noe o roadă deosebit din belșugată, încât rodul umplea paiul de la rădăcină până în vârf. Dar atunci când oamenii s-au înrăit, Dumnezeu a hotărât să-i pedepsească, luându-le toate spicele. A lăsat numai un spic în vârf, fiindu-i milă de păsările cerului. Deși nu se menționează o acțiune de profanare a spicelor, legenda subînțelege că acestea sau numărul lor s-a împuținat datorită păcatelor omenești, iar spicul rămas în vârful paiului este meritul necuvântătoarelor. Pentru comparație putem cita versiunea legendei publicată în antologia fraților Grimm, în care se afirmă că Dumnezeu a lăsat spicul din vârf de dragul găinilor nevinovate. În afară de legendele menționate, imaginea paiului încărcat cu spice de la rădăcină până în vârf, sau având grăunțe neobișnuit de mari, mai întâlnim în cadrul unor credințe populare și, poezii tradiționale. Aș putea cita câteva variante ale Plugușorului, culese din Moldova istorică, în care întâlnim binecunoscuta urare, ca spicul de grâu și bobul lui să atingă dimensiuni neobișnuit de mari, să se facă grâu de vară, în spic ca vrabia, în pai ca trestea, în grăunț ca mazărea. În concluzie, aș putea afirma că versiunile românești ale legendei spicului de grâu ilustrează două linii de subiect caracteristice legendelor de acest tip întâlnite și ale alte popoare. În narațiunile românești aflăm elemente întâlnite de asemenea în folclorul altor popoare. Totuși, contextul și maniera în care sunt prezentate aceste elemente
individualizează textele folclorice românești. Legenda are la bază credința într-o epocă fericită din trecutul mitic, când oamenii duceau o viață îmbelșugată, mai ușoară ca cea de astăzi. Această legendă trebuie să motiveze oamenii să respecte grâul și pâinea, deoarece ele reprezintă daruri oferite de Dumnezeu oamenilor pentru a supraviețui. Legenda reflectă câteva norme comportamentale curente, a nu arunca pâine pe jos, a nu o călca în picioare, a oferi pâine săracului. Precum și unele practici rituale, a hrăni câinile și pisica cu bucătăre din prima pâine coaptă. Invocarea la semănat ca Dumnezeu. Legenda mai reflectă sacralitatea asociată muncilor agricole și pâinii în diversele sale forme, de la grăunte de grâu până la aluatul cop. Concomitent, narațiunea oferă explicația faptului de ce munca pământului de lipsuri, de ce recolta de grâu e uneori atât de puțină, deși grâul e supranumit în folclor fața lui Hristos. Cred că merită să identificăm noi atestări ale legendei în spațiul românesc, inclusiv în Basarabia, precum și alte reprezentări apropiate tematic. Ele ne ajută să reconstituim repere ale viziunilor tradiționale asupra muncilor agricole și a pâinii, în calitate de finalitate a lor. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru această incursiune și analiza legendelor populare. Și invit acum colegi să adreseze întrebări sau dacă au completări. Dacă nu sunt întrebări, oferim cuvântul următorului nostru vorbitor, este domnul Valentin Arapu, domnul doctor Valentin Arapu, care va veni cu comunicarea prevenirea și apărarea... Nu tăie microfonul, includeți, vă rog. Oferim cuvântul următorului vorbitor, domnul doctor Valentin Arapu, cu comunicarea, cu comunicarea destul de actuală pentru timpul în care trăim. Deci, prevestirea și apariția ciumii, interferențe istorice și etnoculturale. Stimați colegi, până apare chestiunea de autoritate, că vreau să încep cu următoarea. Deci, tema comunicării este prevestirea și apariția ciumii, interferențe istorice și etnoculturale. Pentru început vreau să remarc că au existat multiple profeții apocaliptice referitoare la apariția diferitor moline, special la ciumii. Și pentru început voi menționa doar câteva din ele. Deci aceste profeții apocaliptice sunt caracteristice pentru diferite perioade de istorie umanității, anume prin perspectiva creștină și postulatele biblice, remarcă și în primul rând de cele dedicate celor patru este spanare ale
când a rupt neamul cea de tâi din cele 7 pe 6, m-a uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc și s-a dat o coroană și a căzut biruitor ca să biruiască. Este important că în diferite trateri teologice, Arcașul Pavel desul este identificat cu Iisus Hristos. Al doilea cavaler este războiul. Când a rupt neamul a două pe cele, s-a arătat un cal alb, roșu, cel care stătea pe el, a primit puterea să ia pace de pe pământ pentru că oamenii să se ajungă unui pealță și să dă pe sabie mare. Al treilea este foamea. Deci s-a arătat un cal negru, cel care stătea pe el, avea în mână un cântar. În mijlocul celor patru creaturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de urs pentru un dinar, păcăna deci ulei și vine. Este important că acest cavaler apocalipsii, foamea, întotdeauna apare odată sau concomitent cu bolina sau cu ciuma. Și cel de-al patrulea cavaler al Apocalipsei, bineînțeles că gândul el este numit cu primul rând moarte, dar totodată este identificat cu ciuma sau altă bolină. Când a rupt neamul pe cetea al patra, s-a arătat un cal bun, cel care stătea pe el se numea moarte. Și în primul rând cu el devenea după el locuința morții, vor. Cavalerii Apocalipsei prezintă imagine spământătoare sau ironică a unei cavalerii. În Apocalipsa lui Ioan se menționează că celor patru cavaleri li s-au dat pentru putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabie, cu faete, cu bolună și cu fiarele pământului. Într-o altă traducere din greacă este specificat în modul următor, ca să ucidă cu sabie, cu faete, cu epidemii și cu animale sălbatice de pe pământ. Este important că celor patru cavaleri moarte sau identificat și cu șurile, de fapt, vreți sau ciune. Deci, dependență de diferite variante de traducere ale Bibliei, bineînțeles că această nuanță cromatică este tratată în mod diferit. Prin de traducere de Bibliei, apare transpunerea prin calul vânăt. În tălăcirea lui Valeriu Anania, aflăm un cal șar, cât explicați din nou, gălbui, verde, pare, simbolul mărâne și al morții. În traducerea lui Emil Pascal al Noului Testament Catolic, editat la Paris în 92, este folosit termenul de cal verzui. Calul de bine revede că cel de-al patrulea cal călăreț, moarte vine pe un cal galben de verzui. De fapt, asta este și culoarea morții sau culoarea ciunii. Simbolul calului șarg, adică gălbui, verde, pare, simbolul mărâniei și al morții, care povestește și aduce ciuma, persistă în medicina populară, în special în partea ei magică. Practicile magice din localitate, Oscen, județul Suceava, stipulau urmă usturoiul la Sfântul Andrei și cu acest usturoi să face cruce pe piept de la număr la șogul opus și invers. Apoi să caută o tipă de cal, adică un cap de cal, și se pune în trânsa de toate cele, mărând de toate. Și se aleg trei vieri primari, și se afumă sapul de trei ori pe jur, se pune câte puțin, e jurat cu de hârcă de cal, din semințurile de toate cele strânse, ca să aibă la afumat de trei ori. Ca urmă, capul de cal și cu cea mai rămasă el s-a îngroapă pe hotar. Ciuma a fost explicată în mod diferit pe parcursul istoriei. Mai spune la autorul Doarei Bogastinea, o știne din armata lui Vilisarius, convinși că tot ciuma că și fană care e urmat din urmă se datorează sorții, în care se află că și finește o mare dintre ele pare a fi acel prelungi viața pe care mai pot suferi, pe fărăci vor fără a face careva diferență. Răbușirea psihică e afectat mai mult pe cei ce duceau o viață să confrunta anul operativ cu anii obișnuiesc cu greutățe.
în general să când ne prezintă de la mare. Atunci, se vede soare, cu o zi, dacă mă cade, a trezut mare un bizanț care s-a adunat cu unul, cu tatăl de cămă maestru, cu zici, despre portalul, dacă v-a cei care au ținat, sau fiind, ceea ce lui Xerolofos, mulți au sau o vreo gândire violente,
se simțeau amenințați de fantome, auzeau voci cavernoase povestindu-le moarte, prevestindu-le moarte. La unii bolnavi, boalele se spărgeau, pe trup apăreau lemn care se gangrenau, amplificându-le chinul de suferință. Calibrul oameni mureau la cincea zi de la contaminare. Ca la unii bolnavi, suferințele puteau dura până la două săptămâni. Este important încă o legătură care a relatat-o mai mulți autori, că focarele, apariția focarele de ciumă, depindea și de ciclul calendaristic al anului, depindea de anotimpul de afară, adică, de exemplu, ciuma justiniană atingea cote cele mai mari de mortalitate la sfârșitul verii, iar plaga lui Ciprian din anul 590 a provocat cea mai mare numără de victime în iarnă. Remarcă aici un autor bizantin, Evagrius Scolasticul, care a descris simptomele celor bolnavi de ciumă bubonică. Este important că boala se manifesta în mod foarte diferit. Bunii aveau dureri de cap, ochi înrușiți, față înflată, durerile trecând de regiunea gâtului, după care le murea. Alții sufereau de diaree, alții bolnavi acuzau pomoane în zona inginală, asoțită de o febră avansată, după care mureau și ziua două sau treia fără să se considera bolnavi, păstrându-și forța trupească. O altă categorie de infectați cădeau în deliri, după care decedau. Unele pe corp apăreau buboare negre, părulente, care acuzau moarte bolnavi. Unele persoane erau infectate de peste în mod repetat, se vindecau ca mai apoi să se mai infecteze și să moare de molimă. Tot același autor remarcă că răspândirea ciumii avea loc din cauza comunicării cu bolnavii, contactelor cu bolnavii, transmiterea diferitelor obiecte infectate și nu au. Este o remarcă interesantă la Evagrius Scolastic, adică spune de oameni care și-au pierdut toți apropiații, nu vine mai rău pe nimeni apropiat pe lume. Și pierzându-și copiii și pe cei apropiați, unii dintre bizantini își doreau moarte, contactând în mod premeditat cu bolnavii, dar acesta nu atingea acțiunea contra voinței lor. Și vreau să mai remarc că pe timpul morții negri, iarăși Giovanni Boccaccio a remarcat că medicina s-a dovedit a fi neputincioasă în fața molimei, și toate remediile, atât științifice cât și din popor, deci ele erau aproape inutile. De asemenea, spațiul german este important că ciuma, deci undeva în statistică, undeva era un oraș care a pierdut jumătate din populație. Și încă o idee care vreau să remarc, că oamenii bolnavi în epoca medievală au făcut parte din categoria persoanelor marginalizate în societate. Medievalii aveau repulsie presimțită față de infirm și bolnavi. Statutul de bolnav se vede des izolare de societate. În conștiința colectivă era prezentă datorie de milostenie față de bolnav și infirm, dar era pe care iar se manifesta presentimentul de frică, de sine, poate chiar și de dispreț pe care o trezeau. Marginalizarea bolnavilor este semnalată și în țările române, de pe de Muntenia, la sfârșitul secolului XIX, deci aveam când oameni deja care mai erau în viață, dar bolnavi de ciumă, erau duși aruncați pe câmpul din apropierea Budești. Și respectiv chiar a fost caz când acești bolnavi care încă erau în viață s-au răsculat și au omorât 19 ciocli care pur și simplu i-au aruncat ca pe niște trupuri de însuflețite pe câmp. Este important că o tradiție veche din Roma, adică secolul IV înainte de Hristos, prevedea virtutea sanitară a unui cui. Adică Roma a fost împlinită de câțiva ani înainte de ciumă și atunci bătrânii și-au adus aminte de o tradiție veche când trebuia de bătut un cui în zidul principal în oraș și respectiv după asta ciuma dispărea. Respectiv cu timpul tradiția asta, virtutea sanitară unui cui s-a transformat într-o tradiție anuală. Pe 13 septembrie, magistrații romani, cu toții vedeau acest cui în zidul Sanctorum, astfel orașul era salvat de ciuri. Și în Bizanț remarcăm că același Procopiu din Cezarea spunea că doctorii în perioada Ciprului Justinian erau expuși acelorași publicului și mortalitatea printre doctori era aceeași ca și printre pacienți. În timpul morții negre își face cercetările sale și Gentile de Foligno. Gentile de Foligno este un medic italian, un savant, care a elaborat anumite metodici de tratare. Că considera că sursa ciumei este o sămânță, el o numește, asmagorice, dar el indica ținere de la consumul de carne grasă, condimente, ulei, măsline, zugrăbirea unor cruci negre de fațada casei și multe alte. Ce este important cu recomandările medicilor? Ele recomandau fumigație cu lumea aromatică, abținere de la băile calde, tot e paradoxal, dar recomandau
de supra efortul fizic a licitării. Vreau să remarc că spațiul românesc erau regătii populare, în primul rând, bubele romane oblojite cu zici fierte și cu fruze și cu regătină și zeamă sărbea. Deci unul se afuma cu ciumafaiul, deci este curantul. De asemenea, se mai, în popor se mai spune ciumar, ciumă, bubele se mai oblojau cu sfecureață și prăjite, dar foarte rar se întâmpla ca urma măsurilor întreprinse pe cineva, ca cineva de tribunal să scape de moarte. Asta e paradoxul. Și în concluzie, în istoria umanității au fost constatate multiple exemple a prevestirii epidemiilor de ciumă prin prisma credințelor populare, interpretării cataclismelor naturale și a mișcării astrilor. O importanță majoră în acest sens au avut viziune apocaliptice și inspirate din scrierile vizionare ale apostolului Ioan prin invocarea misiunii celor patru călăriți sau cavalerii apocalipsii care simbolizau arcane, parte, războiul, foarte și ciuma. Pe dimensiunea simbolică, ciuma vine pe un cal galben verde, paralit simbolul bolilor și al morții, iar în credințele populare la Iunești persistau practici magice din zbunirea ciumii cu ajutorul de cal, cal de cal. Cauzele zbucurii ciumii erau explicate de oameni în independență de epocile concrete istorice în care au trăit, prioritare fiind cele de natură cerească, bolilor fiind percepută drept o pedeapsă femeie sau oamenilor de divinitate pentru păcatele comise, în ascultare și abatere de la canoanele sacre. Mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Domnule Arnaud, vă mulțumesc și noi. O comunicare deosebit de interesantă și actuală. Deci, cu informații și cunoștințe noi aduse, bine, va fi interesant pentru toți participanții, dar și pentru mediul de cercetare și pentru societate. Și în curând, volumul dedicat simpozionului de etnologie, care va fi prezentat astăzi în variantă digitală, în curând va fi accesibil tuturor cititorilor și astfel vor putea lua cunoștințe mai îndeaproape de conținutul comunicărilor care sunt astăzi prezentate. Care, în păcate, din cauza unor conexiuni, din cauza că nu suntem foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnică, uneori apar probleme de conectare. În continuare, atâta timp cât doamna veterinară îi ofer locul, pentru că a fost un pic să rezolvă o problemă, și ea va continua mai departe. Vă mulțumim, doamna Lapu. Am vrut să vă acord o întrebare. Ați spus că în cazul de ciumă se spuneau toate numele ciumei. Cum puteți spune în ce scop se spuneau aceste toate numele și se identificau bubele, de cât tipul sunt? Spune cu dată. A, bubile? Deci cea mai des ne apare cifra 99 apare, dacă nu am eliminarea acestă dată. Dar eu am selectat pe cele care... deci buba este asociată cu ciuma. De ce? Pentru că chiar în arhiva folclorică a Academiei de Științe, care este digitalizată, am întâlnit în satul Mihăilien când diferite greci, când speriate și așa mai departe, deseori sunt confundate și numite ciume. Deci, nu este un diagnostic precis, pentru că poporul, bineînțeles, poporul, o boală care vorbea destul de curând cu o persoană, chiar poate că care avea tot alt diagnostic, desigur era comparată cu ciumă. Și atunci este această confuzie. Pentru că niște boli care pentru noi sunt niște boli din copilărie, este legate de gardele lor și așa mai departe, desigur în folclor se primite o adevărată ciumă, o ciumă și așa mai departe. Asta fiind pentru probabil pentru creau o pendră mai bună, mai mare, rescătătoare, da? Iar este atât de până, se poate vindeca orice ciumă. Dar lucrurile trebuie detalizat la fiecare. Eu am menționat după apartenia etnică, pentru că am găsit ca ciuma boala turcilor și ciuma, interesant, timp de războaie, turcii aduc ciuma la Galați. Prima viață boala este turcii aduc de la Galați și tot se mă lipsește de până. Prima armata, Luca, aduce ciuma la Iași. Adică este cei care au primit ciuma la Iași îi spun că e boala rușilor, cei care din Galați cu boala turcilor. Adică, lucrurile astea toți sunt relevante, dar ele de prin prisma de la surselor istorice, de la celor, propriu zis, epografice. Vă mulțumim, sper că v-am înțeles.
colegii noștri v-au auzit mai bine, eu am auzit răspunsul doar așa, un tur, noi de aici, din păcate mai puțin se aude. Vă mulțumim frumos. Următorul vorbitor este doctor Alina Felea și va vorbi despre tradițiile încheierii căsătoriei la ortodoxi din țara Moldovei în sursele din secolul 17, începutul secolul al 19. Bună ziua, onorabilă asistență! Vă mulțumesc mult pentru invitația de a participa la acest simpozion și vă felicit cu reușita de a organiza o astfel de întrunire științifică în timpul pandemiei și cu resursele de care dispuneți, deoarece toți știm care este situația în instituțiile de cercetare și în cele de învățământ superior. Pentru astăzi am ales o temă care în viziunea mea este destul de interesantă pentru păstrarea tradițiilor și valorilor la creștinii ortodoxi și după cum voi arăta în cercetare, de multe ori aceste tradiții s-au păstrat până în ziua de astăzi. Cu referire la țara Moldovei din secolul al XVII-lea, începutul secolului al XIX-lea, aș vrea să menționez că creștinii ortodoxi se ghidau în primul rând de dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe, dar care era împletit cu tradițiile seculare ale poporului românesc. În ceea ce privește tradițiile căsătoriei la ortodoxi, vom specifica că acestea au două etape. Deci, prima etapă este etapa de trecere de la statutul de persoană necăsătorită la cea logodită, deci respectiv pețitul, logodna și răspunsul la logodnă și însăși trecerea de la persoană logodită la cea căsătorită care este reprezentată prin cea de-a șasea taină a Bisericii Ortodoxe și anume încununarea mirelor, care la noi este cunoscută drept cununie în tradiția vorbitorilor de rând. Deci, însăși, funcția pețitului era cererea fetei în căsătorie, fiind considerată drept manifestare a unei atitudini respectuoase a viitorului mire și a părinților săi față de viitoarea mireasă și părinții ei. În tradiția populară, pentru pețit erau stabilite anumite zile, care erau considerate a fi favorabile, joi și sâmbătă, și zile în care pețitul era interzis. Este vorba despre luni și marți. După cum fixează sursele secolului XVII, începutul secolului al XIX-lea, pețitul se desfășura în casa părinților miresi. Dmitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, menționează că cererea în căsătorie se realizează cu ajutorul pețitorului. De remarcat este faptul că pentru spațiul țării Moldovei se întâlnesc mai multe denumiri ale acestor pețitori. Deci ei sunt întâlniți sub numele pețitori, mijlocitori, staroste și doar într-o singură lucrare de la mijlocul secolului al XIX-lea, făcând referire la spațiul nostru dintre Prut și Nistru, Boleslav Hâșdău sublinează că pețitorii se mai numeau lehău, adică de la faptul că trebuiau să fie foarte vorbăreți și să aducă argumente foarte bune în favoarea viitorului mire. În dependență de statutul social al tinerilor, erau aleși și acești pețitori. Respectiv, pentru oamenii de rând se alegeau pețitori fie că din rândul rudelor, fie că din oamenii cu autoritate în comunitatea în care locuiau. Dacă vorbim despre pețitorii din rândurile claselor înstărite, atunci vom asista la faptul că acești pețitori puteau să fie în alte fețe bisericești, boieri mari, iar în cazul când vorbim despre pețirea persoanelor, fetelor în special din familiile domnești, atunci vorbim de solii la nivel de stat și de cei mai înalți demnitari de stat. Deci, după cum am spus, la pețirea fetei, starostele pețitorilor
utiliza o anumită cuvântare, care era clasică pentru toate categoriile sociale. Citez: înaintașii, bunii și străbunii noștri, când umblau după vânat prin păduri, au ajuns în țara pe care o locuim astăzi și tot în ea trăim și acum și ne hrănim și ne desfătăm cu laptele și cu mirea ei. Luându-le pildă pe alesul domn, respectiv un numele, pe când umbla după vânat prin câmpii, prin păduri și prin munți, a dat peste o căprioară orciute, am încheiat citatul, și deci dorește să o vâneze. În acest sens, utilizarea alegoriei vânător-căprioară se încadrează pe deplin în tradiția nupțială a majorității popoarelor europene, care îl identifică pe mire drept vânător, iar pe mireasă drept prată, căprioara fiind simbol al purității feminine. Pe lângă aceste vorbe, pețitorii își susțineau cuvântarea prin argumente și cuvinte la propria alegere. De obicei, pețitorii insistau să fie arătată fata, iar părinții îi aduceau la început în față o slujnică bătrână. Pețitori, dacă aceasta este căprioara pe care o caută. După insistența pețitorilor și o amenințare simbolică din partea pețitorilor cu sila armelor, fata este prezentată. Deci, un mare rol în această înțelegere îl aveau pețitorilor. Răspunsul dat pețitorilor constituia etapa finală a petitului, fie printr-un acord, fie prin refuzul din partea fetei. În cazurile în care pețitorii primeau răspuns negativ, în comunitate se utilizau expresiile: pețitorii au lins mapagonul și starostele a luat tabac. Astfel, cu un răspuns negativ, s-a încheiat petitul fiicii lui Constantin Brâncoveanu de către Antioh Cantemir. Cauzele acestui refuz au fost cele politice, după cum relatează și cronicarii. În cazul însă când răspunsul era pozitiv, se trecea la următoarea etapă, la logodnă. Logodna putea fi oficializată atât acasă la unul dintre tineri, de obicei la fată și în continuare a pețitului, cât și în biserică. În acest caz, fie că însuma o serie de rugăciuni și ritualul punerii inelelor, fie că dacă era la biserică, preceda slujba încununării mirelor. Zilele de joi sau duminică erau considerate de tradiția populară favorabilă pentru încheierea logodnei, iar zilele de marți, miercuri și vineri nefavorabile. Instituția logodnei din țara Moldovei, ca și cea din țara românească, dar ca și cea din spațiul ortodox est-european, avea la baza sa prevederile dreptului canonic răsăritean și o arăta pe această logodnă drept arătare și făgăduială a unei căsătorii viitoare. În sursele secolului XVII, începutul secolului al XIX-lea, logodna apare menționată sub trei sintagme: logodnă, tocmală și tocmala logodnii. Însă și acțiunea prin a o logodit, iar statutul tinerilor logodit și logodit. De ce și cum explică în documente de cu Ilie Holcare atunci când i s-a dat parte de moșie din satul Stroiești cu poienele din Talpa ce sunt pentru peste Prut? Iar la logodna lui Gheorghe, copil în casă, i-au giuruit soacră sa câteva zestre, arătând și izvodul de zestre, i-au adus și marturi care au fost la tocmală, pe Grigore copil în casă și pe Grigore Craveț, care au mărturisit cu sufletul lor, precum toate cele ce scriu în izvor, ele au geruit. Am încheiat citat. Deci, este clar că această logodnă este o înțelegere, inclusiv și economico-financiară, la care se puneau bazele viitoarei familii, atât din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere economic. Logodna era un act public. La ea erau
implicați mai mulți membri ai societății. În contextul relatării despre procederea la locul Bodne, Mitre Cantemir, fețele bisericești, rude de ambele părți, persoane din comunitate, vecini și alții. De ce este importantă prezența acestor membri ai comunității? Acest fapt poate fi demonstrat prin procesele de judecată de mai apoi, fie că rezultatul decesului unui dintre logodnici sau a celor căsătoriți, fie în procesul de împărțire a moștenirii, căci doar cei prezenți la logodne puteau afirma sau infirma cele ce au fost stipulate în izvodul de zestre. Deci nu mă voi opri asupra faptului care sunt condițiile încheierii acestei etape, adică a logodnei. Ceea ce vreau să mă opresc este faptul că din obiceiul logodnei făcea parte și schimbul de inele. Tradiție care la fel a venit prin filiera bizantină. Ce este interesant că în țările românești acest schimb de inel care arată și statutul diferit al soților a apărut abia în secolul al XVII-lea și în dependență de categoria socială a logodnicilor erau și inelele oferite din aur, matostat și din metale mai simple. De asemenea, schimbatul inelelor avea un anumit ritual pe care trebuia să-l îndeplinească dacă se făcea în biserică, atunci preotul. Inelul era centru simbolic al ritului de logodnă. Majoritatea eucologiilor nu menționează cuvintele pe care preotul le spunea la obiceiul de schimb al inelilor, cercetătorii considerând că aceste acțiuni erau inițial non-verbale. Unele coduri ofereau doar câteva versete din Sfânta Scriptură pronunțate de trei ori în timpul schimbului acestui de inele. Înmânarea inelelor de logodnă însemna confirmarea logodnii și era ultima etapă în ceremonia de logodnă. Și la noi, ca și în țara vecină, după ce urma acest schimb de inele și după ce era stabilită ziua anunții, de exemplu, în 1769, un oarecare Gheorghe Boian s-a logodit cu fiica Paraschevii Gărculeasa de la Hrișcani. Și citez, au logodit ca să o ia lui și muiere și după așezare au rânduit o zi însemnată când să se facă nuntă. Deci acest document este unul complex care arată nu doar obiceiul logodnei, dar și înțelegerile acestei și etapele următoare până la nuntă. Etapa pe titlul reușit și a unei logodne reușite se încheia cu un ospăț. Și dacă în familiile oamenilor de rând mai simple era respectiv și ospățul mai modest, în cele din familiile domnești de mari boieri erau asemănătoare unei nunți. De exemplu, un ospăț la petit și ospățul de răspuns la logodnă dintr-o familie modestă, citez, la petit s-au adus o jumătate de ocă de rachiu, iar la răspuns un purcel, un curcan cu orez și 15 ocă de vin. Pe când un ospăț de logodnă domnească, al lui Ștefan, fiul lui Radu Leon, domn al țării românești cu Catrina, fiica lui Duca, domnul țării Moldovei, a decurs în felul următor, citez, la care logodnă au fost aici în țară cu mare veselie, au făcut multe ospețe și jocuri, care se potrivi cu o nuntă domnească, iar nu logodnă. Strânsul s-au toată boierimea țării cu toate jupâniesele și au întins corturi în deal despre Mihai Vodă în drumul Cotrocenilor.
adus-o pe hlivan de cei ce joacă pe funii și de alte lucruri. Adusese și un pehlivan hindu harap, care le făcea jocuri minunate și nevăzute pe locurile noastre. Deci era un anumit fast al acestor logodne domnești. Uneori însă și logodnele se încheiau cu faptul că fie că logodnica era furată și în cazul acesta urma pedeapsa atât pentru această logodnică cât și pentru hoțul de logodnică. Ei erau calificați drept prea curvari, urmau să se întoarcă către logodnic darurile date la logodnă în sumă dublă și lor pentru o perioadă le se interzicea căsătoria. Tot la această logodnă erau stabiliți și nașii tinerilor. Deci, nășia, după cum noi știm, este una dintre instituțiile tradiționale ale comunității ortodoxilor și exprimă raportul dintre naș și fiind, la fel ca și între consângenii direcții a acestora, în urma săvârșirii tainei botezului și a tainei coloniei. Deși unii cercetători susțin că nașul de botez este unul de importanță mai majoră decât cel de cununie, ne permitem să afirmăm că nu este chiar așa, fiind condițiile impuse pentru alegerea nașilor, cât și funcțiile, obligațiile și responsabilitățile acestora sunt practic identice. Prin săvârșirea celei de-a șaptea taine a cununiei, însuși actul ritualic numit încununarea mirilor, deci se stabilesc aceste relații de rudenie spirituală, numită noi în popor nășia din cununie. În sursele secolului al XVII-lea, începutul secolului al XIX-lea, acest fapt este menționat printr-o expresie standard. Am cununat. Pe când termenii însăși de naș, nașă, nănaș, nașă, este adesea întâlnit în documente. Este foarte mică limita aceasta de divizare a nașului de botez și de cununie, însă este stabilit cu precizie. În cazul când este menționat termenul nănaș, atunci vorbim doar despre nașul de cununie. Nașa de cununie este întâlnită foarte rar. Un caz avem datat cu 1776, în care se vorbește chiar de termenul nuna, fiind vorba despre nașa de cununie a fiicei vornicului Toader Canta, iar termenul nănașă este pomenit după 18 august 1668, când se amintește despre odanii cocoanei Angelușei de la nănașa ei. Însăși, instituția nașilor de cununie vine de la obiceiul de a alege niște marturi de onoare prezenți la cununie. Tradițional, în țara Moldovei, nănașii se bucurau de o stimă deosebită. Astfel, Ioan Chemeni, descriind în cununarea Mariei Lupu cu Ianuș Radzivil, menționează, citez, voievodul Vasile Lupu mă rugase cu stăruință să îngădui ca mitropolitul să stea cu un loc înaintea mea, motivându-și rugămintea cu cuvintele că, după cum și la noi se obișnuiește să le arate nașilor o deosebită cinstire și la ei sunt ținutatul. Deci, prin condițiile și tradițiile obligatorii ale nunții creștine ortodoxe era faptul că mirii, părinții și nașii trebuiau să fie ortodoxi, iar nu de altă religie sau de altă confesiune, în cazul acesta urmând niște interdicții și restricții stricte. Deci, în cazul, deși condiția canonică principală era ca nașul de cununie să fie un bun creștin și că, ca să dea anumite sfaturi și să susțină finii, totuși constatăm că în secolul XVII, începutul secolului al XIX-lea, în calitate de naș,
au fost alese persoane care îmbinau atât calitatea de bun creștin, cât și respectiv interesul familiilor, economico-financiar și într-o măsură moral. Astfel, pentru perioada de cercetare, naști de economie au fost ales persoane din afara neamului. Pe primul plan apar domnitorii țării, boierii mari. De asemenea, pentru categoriile de rând ale populației, persoane respectate din comunitate. În al doilea rând, rudele spirituale, adică nașii de botez. Tradiția era ca, în special în calitate de naș de comunie, să fie ales nașul de botez al băiatului, și aici vedem aceeași tradiție patriarhală care trece ca un fir roșu prin toate problematicile legate de familie. Și a treia categorie de naș erau rudele consanguine. Deci, procesul de prindere a nașilor de comunie este descris de Elena Sebastos și nu vom mai referi la aceasta, deci cum mirigim cu colac și așa mai departe. Un naș putea să aibă mai mulți fiind de comunie. Deci, principalele îndatoriri ale nașilor era să dea sfaturi creștinești finilor lor, de câte ori era nevoie și să-i viziteze. Finii la rândul lor trebuiau să se roage pentru nașul său, să-l pomenească la Sfânta Liturghie și să îndeplinească față de el faptele milei sufletești și trupești. Și acest fapt este consemnat în documente. Astfel, într-un zapis de Danie din 1763 se menționează: Finul nostru Miron, vrând Dumnezeu să cadă la acest dar preoțesc, iarăși să fim pomeniți la Sfânta Liturghie ca niște părinți ai săi. Finul, de asemenea, trebuia să acorde sprijin moral și financiar nașilor săi. Nerespectarea obligațiilor finului față de naș era rău privită în societate și era dur sancționată de comunitatea tradițională. Un astfel de caz este descris de către cronicarul Miron Costin cu referire la așteptările lui Coste Băcioc de la chinul său Toader Brănișter. Citez: Am năzuit la un chin al său anume Toader Brănișterul și cu multă rugăminte și juruită către chinul său s-a oproșit în vicleana făgăduința lui, căci chinul a trădat, l-a vândut turcilor. Apoi a doua zi l-au legat chinul și legat l-au dus la Skinder Pașa. Am încheiat citatul. În opinia contemporanilor, o astfel de faptă urma să fie pedepsită de către Dumnezeu. Și citez: O, să nu-l ierte Dumnezeu pe un chin ca acesta. Am încheiat citatul. Și aici ne apropiem la cea de-a șasea dintre șaptele mari sfinte taine ale Bisericii, și anume Sfânta Taina Anunții, care la fel poate fi divizată în două componente cu încărcare simbolică diferită, și anume slujba încununării mirilor și ospățul de după încununare. Spre slujba încununării mirilor, mirele ieșea din casă însoțit de nuntaș și mergea spre casa miresei, la care, după conocăria rostită, se scotea zestrea miresei și mirele împreună cu mireasa mergeau la nunt și după aceasta se îndreptau spre biserică. Timpul, deci conform prevederilor canonice, era stabilit că nu se putea face cununii în următoarele zile de peste an, în cele patru posturi de peste an, ca și în toate zilele de post din cursul anului, miercurea și vinerea, de ziua crucii, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta se întâmplă pentru că petrecerile și ospețele ce însoțesc de obicei nunta nu se potrivesc cu pocăința și înfrinarea pe care o impune postul. De asemenea, este îngăda nevoie logodna numai și în nunta, în ziua bunei vestiri. Dar dacă această zi nu este în săptămâna patimilor. De asemenea, în săptămâna prânzei, care este considerată ca vreme de pregătire pentru post, este interzisă încununarea.
și în săptămâna luminată, în Duminica Rusaliilor, în răstimpul dintre Crăciun și Bobotează. Locul înfăptuirii încununiei, deci este clar că este doar biserica, cea mai potrivită zi fiind considerată duminica, după Sfânta Liturghie, când este prezentă toată obștea credincioșilor. La încununare, la fel, este bine ca să fie prezentă comunitatea și obligatoriu este prezența martorilor, în cazul nostru acest rol asumare se prevedea. Nimeni să nu fie cununat în taină, ci să fie mai mulți de față, iar cine va îndrăzni să facă așa, să fie potrivit rânduielelor canoanelor bisericești. Deci la cununiile persoanelor de rând era prezentă comunitatea, pe când la cununia persoanelor din familiile domnitoare și a familiilor de boieri, erau prezenți atât mari boieri, domni, cât și solii invitate din alte țări. Înainte de a fi înfăptuită slujba încununării, era obligatorie o procedură de cercetare. Ce prevedea această procedură de cercetare? În primul rând, acordul binevol al tinerilor pentru cununie și excluderea interdicțiilor de cununie. Iar interdicțiile erau destul de multe, începând de la interdicția de a se căsători între rudele de sânge, între rudele prin alianță, rude spirituale, cei de alte religii, necesitatea pecelui de cununie. Ceea ce este important și ceea ce vroiam să vă spun, este în biserică, se rupea un colac în două, mirii trebuiau să se așeze pe un covor dispus în centrul bisericii, pe un bani. De asemenea, mânașii stăteau de o parte și de alta a tinerilor, cununării și când avea loc dansul ritualic la citirea troparului Isaia Dânțuiește, mirii erau semănați cu hamei, bomboane și parale, ceea ce ne arată ca și până acum. Deci, avem un șir de tradiții care se respectă până astăzi. Dar ce doamna Natalia îmi arată că trebuie să închei. Deci, aceste tradiții frumoase care s-au păstrat până în ziua de astăzi ne arată totuși că comunitatea românească este păstrătoare a tradițiilor și a valorilor ortodoxe, ghidându-se atât de dreptul canonic ortodox, dar și respectând unele tradiții care simbolizează bunăstarea, bogăția și urarea de bine a tinerilor pentru o căsnicie reușită. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Vă mulțumim frumos pentru această comunicare bine documentată. Totuși, aici în sală, printre membrii participanți au apărut careva sugestii și oferim cuvântul acum doamnei Larisa Osace. Bună ziua! Vreau să fac doar o remarcă. Știu că vorbiți pe baza analizei unor documente, dar referitor la termenul naș și înălaș, vroiam să fac o precizare. Este, de fapt, același cuvânt, este doar un procedeu fonetic prin omiterea primei silabe, nașul și nă-nașul, și care la botez a rămas până acum foarte frecvent utilizat ca prima parte din nănașul, nanu, nana, mai ales în zona unde locuim și documentele cred că arată ceea ce spuneți dumneavoastră,
dar cred că trebuie să-mi faceți această remarcă, că de fapt este același cuvânt, doar în documentele remarcate, analizate de dumneavoastră s-a întâmplat să fie această opțiune pentru nașul în condițiile, nașul care prevalează la naștere și la nașul la căsătorie, ca termen. Dar nici nu este o diferență și nici nu este o expresie generală. Și vă zic cu atât mai mult că exact prima parte s-a păstrat până astăzi în tradiția noastră. Vreau să vă și întreb ceva. Vă referiți la secolul 17-19, o bună parte din aceste obiceiuri s-au păstrat până în trecutul recent. Și vreau să vă întreb, poate într-un fel pentru amuzamentul nostru și a colegilor, în ce constă această procedură a lingerii macahonului și a primirii tabacului și unde s-a păstrat până în trecutul recent în zonele din apropierea noastră și de aici. Vă mulțumesc frumos, deci precizarea dumneavoastră este foarte binevenită. Eu am și notat pentru că am făcut două articole separate cu referire la rudinea spirituală, una din nașia din botez și una din nașia de comunie, unde am specificat că este aceeași persoană, doar că anume în documentele pe care le-am depistat, acest nănaș era însoțit de sintagma am cununat. Și de aceea am remarcat că în documentul respectiv era vorba despre nănașul de comunie. Unde este vorba despre naș, doar forma scurtă a acestui naș și este însoțit iarăși de această sintagmă ca o cununată, este clar că este vorba despre nașul acesta de cununie. În ceea ce privește expresiile au lins macahonul și au luat tabac, deci expresiile se păstrează până astăzi în satul Drochea, de exemplu, din Aionul Drochea, adică la nordul Moldovei, fiind vorba despre faptul că aici nu prea sunt în cele din nord, eu fiind de la nord, m-am documentat în special de acolo că s-au păstrat. Deci la nord este o tradiție de a face turci cu mac. Și acolo toți știu ce este un macahon și vine să linci acest macahon și respectiv a fost asociat acest pețit, adică că nu poți lua dulceața de pe macahon și respectiv ai primit un răspuns negativ la acest pețit, deci s-a făcut cale întoarsă. În ceea ce privește ți-ai luat tabacul, cred că este o invenție după secolul al XVIII-lea, deoarece știm bine că tabacul a apărut în țările române la sfârșitul secolului al XVII-lea, adică cu același sens, că luați-vă tălpășița, nu veți obține nimic bun în această casă. Nu este fada de cheremul vostru, într-un fel, de nivelul vostru. A luat tabac nu se referă la tutun, se referă la dovleac sau la bostan. Tabac este numit dovleacul, mai ales în zonele din Transnistria, în zonele de pe Valea Nistrului și în anumite regiuni românești. Și, mă rog, din România de astăzi, să zicem. Și a luat tabac însemna să-i aduci starostelui sau mai târziu și mirelui un dovleac, să-l pui dinainte și dacă îi se punea dovleacul. Deci asta era gestul miresei, prin care unul din gesturile pe care putea să le facă mireasa pentru a refuza căsătoria. Adică oricum ultimul cuvânt îi se dădea fetei care se căsătorea. Și asta era, dacă îi aducea dovleacul, care în unele zone era numit tabac, era
clar că... Din câte știu și în zonele vecine, nouă, în Ucraina, este o asemenea tradiție că prețitorilor pe care fata nu-i dorește, adică tânărul pe care nu-i dorește, li se aducea un pepene verde, adică un harbuz. Da, sau ceva de felul ăsta. Deci cred că este o tradiție din întreaga această zonă noastră sud-europeană, nu știu cum este la bulgari. Da, să ținem cont că cred că la Buc și mai departe o populație cu o mare densitate românească a existat până nu demult și atunci avem substratul ăsta românesc care a fost acolo și acum nu știm, e o contaminare mai târzie a ucrainenilor sau poate l-au avut și ei de când de lume. Invers, mulțumesc. Dar este o tradiție comună, vă mulțumesc și eu. Da, același obicei, Alexandru Magola, este și la Rușii Lipoveni din satul Cunicea, cu scoaterea bostanului. Da. Am o întrebare referitor la verighete. Pe ce mână se purtau verighetele? Mai înainte, în secolele trecute și în secolul 19-20. Despre faptul pe ce mână era pus verigheta în documentele pe care le-am depistat eu, nu este indicat. Atât doar se spunea că mirele rămâne cu drept urmare a schimbului de inele, mirele rămâne cu inelul de fier sau argint al miresei, iar mireasa cu cel de aur al mirelui. Semn că ea de dreptul să gestioneze proprietatea, iar mireasa semn că al purității sale. Iar despre faptul pe care deget este pus inelul, din păcate nu am găsit. Mulțumesc! Este că zbori mai răspunsă. Mășna? Da. Jucă. Да, если мы говорим о взаимовлиянии и интерференциях общекультурных, то, безусловно, на всей Украине распространен обычай подносить арбуз, если отказывает невеста жених. То же самое мы говорим о макогоне. Есть такое выражение «обрезать макогоне», то есть остаться ни с чем, потому что он, в общем-то, там нечего облизывать, а ничего на нем не остается. И в украинских селах Молдовы, и на севере, и Спрятьте, это меня интересует в момент. В Ен-24, в Суду Републики, ам интернет ашам на обичей. Мираса я адуса до полугодна в каса Мирилы, și se stătea cu soacra, dormea cu soacra și erau o perioadă de pregătire pentru a deveni soție. De asemenea, mă interesează dacă ați găsit undeva, în caz că se dovedea că ea nu este virgină, ea era întoarsă înapoi, mie, comunității, da. Părinților. Familie. Doamne, comunității, familie, da. Și era foarte rușinos acest proces, în caz că ele rămâneau însărcinate, se urcau pe cuptor și zicea că a adus-o pe cuptor. Spuneți-mi, rog, în perioada în care dumneavoastră a studiat-o, ați găsit ceva informații despre simbolul virginității sau despre cum se desfăceau căsătoriile până la nuntă? Deci, în secolul XVII, început secolul XIX, zecelea, sunt de asemenea întâlnite cazuri când logodnica era luată acasă la viitorii socri. De ce? În primul rând, pentru că logodna putea să fie încheiată la o vârstă foarte fragedă. Deci, Rast are 12 ani, iar băiatul 14 ani, dar în realitate, chiar în familiile domnitoare, logodnile erau încheiate când fetele aveau și 8-9 ani, respectiv aveau dreptul să o ia să o crească pe această fată în familiile lor. În cazul, după cum dumneavoastră ați remarcat, când se dovedea că fata este, nu este fecioară,
afară era doar de fetele. De când în familiile de boieri această mică neregulă era compensată cu un adaug frumos la Dnestre. Deci îi se dăruia mirelui ceva sate, părți din moșii, etc. Și acest fapt era mult normalizat. Vă mulțumim frumos! Astfel, iar până la căsătorie era fixată, deci logodna era ca o rudenie, se numea rudenie fictivă și era aceleași interdicții și aceleași, în cazul depistării unor nereguli, urma desfacerea logodnei cu pedepsirea celui ce se făcea vinovat. Adică cel care era în conformitate cu legea putea să se căsătorească, iar cel care a încălcat deja urma o perioadă de canoane. Și încă aș menționa că această logodnă putea să fie enumerată ca prima căsătorie și atunci urmau alte condiții pentru recăsătorie. Vă mulțumesc foarte frumos pentru această comunicare și urmează un alt vorbitor, este vorba despre doctorul habilitat Vecislav Stepanov, este deci, de la Universitatea din orașul Orlov și el o să ne vorbească despre imaginea morții și pregătirea pentru o mormântare. Domnul Stepanov, aveți cuvântul. Nu era. A fost. Domnul doctor habilitat Vecislav Stepanov se invită pentru a lua cuvântul. Domnul Stepanu, ne auziți? Probabil el este, dar nu este lângă calculator. În acest caz, noi oferim cuvântul domnului doctor Adrian Dolghi. Domnului doctor Adrian Dolghi. Cu comunicarea, o comunicare foarte interesantă despre becedarul ca instrument de îndoctrinare a copilăriei. Între timp poate apare și domnul Vecislav. Stimați colegi, stimați participanți, până conectez prezentarea, o mică introducere este că fiecare dintre noi, acum, în zilele noastre, bineînțeles că până merge la școală, copiii noștri au moșiri de cărți colorate și bine editate. Dar până nu de mult, deseori, poate și de vârsta noastră, primele cărți erau albinuța și abecedarul. Iar și mai înainte, când producția tipografică era mai puțin răspândită și iar în perioada imediat postbelică, când o bună parte a populației era analfabetă, abecedarul era cu adevărat prima carte și care avea și continuă să mai aibă un impact fundamental asupra educației, conștiinței și culturii tinerii generații, care se încarcă cu acea cultură din primele cărți pe care o poartă pe tot parcursul vieții. De aceea, importanța primei cărți, în viziunea mea, este majoră și are un impact fundamental asupra gândirii, mentalității, tinerii generații, dar și a maturilor care devin la maturitate și își continuă viața. Până astfel că, analizând abecedarul utilizat în școlile din rase semo-domenească în anii 1924-1940 și din RSSM și din RSSM din 44 până în
din 44 până în anul 1961. Deci am identificat particularitățile, simbolurile, mesajele pe care erau promovate prin aceste vecedare și care aveau un impact adevărat educativ important, dar și ideologic la fel. Domnul Dunghi, s-a întrerupt sunetul. Așa. O secundă, dar îmi revin, așa? Deci, abecedarul, deci vreau să zic că anume prin faptul că purtau mesaje și simboluri ideologice și politice importante, ei aveau un rol important în îndoctrinarea, în ideologizarea tinerii de generație și formarea stereotipurilor, prejudecăților, anume în direcția dorită de Partidul Comunist și ideologii Partidului Comunist. Acum am să fac deci, analizând abecedarul utilizat în școlile din RSS moldovenească, editat în anii 44-40 și din RSS moldovenească, editat în 44-61, vom încerca să determinăm obiectivele urmărite de puterea sovietică prin utilizarea textelor și simbolurilor comuniste sau sovietice, precum și impactul preconizat asupra tinerii generații de RSS moldovenească. Primul abecedar în limba română de RSS moldovenească a fost editat în anul 1926. Abecedarul conține numeroase imagini din mediul rural, imaginile sunt alb-negru și reprezintă case, țărani, munci agricole, animale domestice din mediul rural. Tema muncii predomină alte subiecte. Modelii pentru copii în primele pagini sunt oameni gospodari și gospodine, copii care ajută părinții în gospodărie. Vom remarca faptul ilustrării de sculț a copiilor mici, a preșcolarilor, în compania animalelor domestice. Acest fapt reprezintă un fenomen cotidian frecvent întâlnit, considerat o normalitate, încât a fost ilustrat și în abecedar. Sunt ilustrate prin imagini, dar și reprezentate textual, numeroase aspecte ale vieții populației rurale, portul, ocupațiile, transportul, habitatul, etc. Din acest punct de vedere putem considera abecedarul drept o sursă de informare cu privire la viața cotidiană a comunităților de români de rase semene. Vom observa că populația locuia prepoderent în sate și desfășura în mod de viață tradițional. Principalele ocupații reprezentau agricultura și creșterea animalelor, dreptul transportul trezeau căruțe trase de cai. Portul era tradițional românesc. Abecedarul este redactat în limba română cu caractere chirilice, în așa zisa limbă moldovenească. Munca este promovată în calitate de valoare supremă, iar sărbătoarea de 1 mai drept sărbătoare și pentru țărani pe care trebuiau să o sărbătorească. Simbolurile politice și ideologice apar în abecedar începând cu pagina 20. Începând cu pagina 20, unde sunt ilustrate unde sunt ilustrate o familie, deci vreau să fac imaginea, aici o familie în casă, deci în o locuință sunt prezentate o femeie, un copil și o pisică, pe masă, pe perete din casă, este prezentat portretul lui Vladimir Lenin. Astfel, autorii vor să insufle copiilor că marele conducător, în ghilimele, este parte firească a vieții cotidienei familiei. Simbolurile statului sovietic sunt reprezentate cu explicația succintă a semnificației acestora. Gospodăria sovietică este prezentată ca una prosperă, deși tot cu organizare tradițională. Partea a doua a abecedarului conține mai multe elemente ideologice, probabil autorii au avut încredere că în prima jumătate a anului copiii trebuie să învețe să citească și este bine să utilizeze texte mai apropiate din mediul lor de viață. Iar în a doua jumătate ei urmau să fie mai pregătiți pentru mesajele ideologice.
Astfel, copiii urmau să învețe despre revoluția din octombrie și semnificația ei, precum și simbolurile utilizate la sărbătorirea acesteia. Aici elevii luau cunoștință despre pionieri și alte activități ce sunt desfășurate cu acest prilej. Pe ultimele pagine sunt publicate portretul și o scurtă biografie a lui Lenin, prezentat drept model, exemplar și imnul internaționalei comuniste pe care elevii urmau să-l învețe și să-l cânte. La 2 februarie 1932, biroul Comitetului Moldovenesc Regional al Partidului Comunist Regional Moldovenesc al Partidului Comunist Bolșevicilor din Ucraina adoptă o rezoluție care prevedea trecerea scrierii moldovenești la SSM la alfabetul latin. Astfel, noi vom vedea că în 1932, la editura de stat moldovenească a Moldovei, deci la editura de stat a Moldovei, este publicată o ediție a abecedarului cu caracterie, o ediție a abecedarului cu caractere latine. Copiii sunt educați să identifice potențiale dușmani de clasă în comunitatea în care locuiau. Astfel că vrăjmașul numărul 1 al copiilor în această perioadă este anume Cheburul și Popa, după cum se menționează. Citez. Vrăjmașul colectivului Cheburul întotdeauna lucrează împotriva colectivului. În lucrul acesta Cheburului îi ajută Popa. Cheburina, la un loc cu proprii, cu popii, ne amestecă nouă să zidim viața nouă. Ei timp să trăiască pe grebănul săracilor. Doresc să folosească cu truda lor. Cu petrecerea colectivizării de la oaltă, noi nimicim pe Cheburina de ca clasă. Este utilizată în scopul educării unei față de dușmane de clasă, unii față de dușmane de clasă. Și o expresie instigatoare. Cheburul și Popa sunt vrăjmașii noștri. Care este o calchiere a expresiei din rusă Pop za kulaka, kulak za papa. Este creată intenționat imagine negativă a țăranilor înstăriți, considerate elemente burgheze și a clericilor care erau văzuți ca elemente învechite și opuse ideologiei comuniste. În acest sens, o altă noutate în abecedar reprezintă propaganda ateistă. Un alt fragment propus de abecedar ia în derâdere biserica și tradițiile creștine. În ziua de Crăciun, avându-se în vedere tradiția colindatului, se menționează într-un text, prin sat se auzeau cântece și răcnete. Glasurile cântăreților răgeau ca niște vaci. Așa scrie în abecedar. Despre colindători se menționează că erau beți și că se băteau. Educația omului nou, fără stereotipuri și prejudecăți religioase, aceasta era un obiectiv promovat de noile materiale didactice elaborate în Uniunea Sovietică în anii 30. În anul 1934 și 1936 au fost publicate alte două ediții ale abecedarului în limba română, în care se regăsesc elementele propagandistice denunțate în edițiile precedente. În ediție precedentă, la 28 februarie 1938, biroul Comitetului Moldovenesc Regional al Partidului Comunist din Ucraina a adoptat hotărârea cu privire la trecerea limbii moldovenești de la grafia latină la cea rusă. Un abecedar conform noilor rigori, a fost editat în anul 1939 de Iachim Cușmă Unsă. Vreau să vă arăt coperta acestui abecedar. Așa. Deci, și-a intrat în uz în școlile din RSSM abia la 1 septembrie 1939. Observăm că tensionarea relațiilor internaționale în anul 1939 a avut impact asupra conținutului abecedarului. Au devenit mai frecvente propaganda pregătirii pentru apărarea țării și lupta într-un eventual război.
În acest sens, este improvizată de către autor o scrisoare de către Klim Voroșilov. Care elucidează pregătirea băieților de armată și dorința de a se autojertfi pentru patrie, de asemenea identificăm și propaganda antifascistă. Spun că vorbe proaste spun fascistii răi, pe pământul nostru vor să-l iei ei, tovarăș Voroșilov, să-i încredințez fratelui mai mare, țara noastră. Vezi, lasă cel de întâi, la luptă el să meargă și dacă aneu frate în luptă va cădea, tu să înscrii atunci pe adresa mea. Ce voi înlocui eu pe frontul furtunos, că voi ține eu pușca de-a mu în jos. Cetățeanul sovietic, conform autorilor politicilor educaționale, trebuia să fie un ostaș bine pregătit care să stea la ordinele comandanților, iar în timp de pace la ale conducătorilor civili. Remarcabil, prin profecedarul în anul 1939, este transformarea tradiției creștine în tradiție sovietică. Pe ultima pagină a manualului este propusă poezia cu titlul Iolca, Bradul, adică Bradul. De fapt, traducerea poeziei în limba rusă Vlesura de la Fiolăcica, care este însoțită de o imagine cu copii care dansează în jurul Bradului, ținând în mâini simboluri sovietice. Astfel, Bradul de Crăciun a devenit Brad de Anul Nou. Aceasta devine o practică frecvent întâlnită, care devine o politică de transformare a tradițiilor în elemente ale sărbătorescului sovietic, pentru a atrage populația și a umple timpul liber cu elemente de sărbătoare cu care s-au deprins, dar deja cu altă semnificație și umplutură ideologică. Abecedariile din RSS moldovenească o altă ediție a recetarilor a fost editată abia în anul 1945. Dacă cele din perioada interbelică au fost editate în orașul Balta și Tiraspol, ediția din 1945 este publicată la Chișinău, la editura de stat a Moldovei. Autorul recetarului este Popovski. Același autor, în colaborare cu Vârschenko, a elaborat o nouă ediție publicată începând cu 1946 până în anul 1953. Frecvent, pe paginile abecedarului, întâlnim desene cu tancuri și soldați. La litera T este reprezentat tancul sovietic, dar și la alte pagini sunt prezentați soldați sovietici pe tanc. De asemenea, este menționat că moldovenii au strâns bani și au finanțat producerea unei coloane de tancuri pentru eliberarea Moldovei. Astfel, pregătirea morală a băieților că vor deveni apărători ai patriei este evidentă prin aceste imagini, dar prin caracterul lor se înțelege că băieții trebuie să fie gata să meargă la război. Elevilor li s-a impus identitățile de octombrel și pionier. Comuniștii în devenire care se pregătesc de fapte mărețe. Imaginea sugestivă care însoțește o poezie despre octombrei este portretul lui Stalin, conjurat de copii fericiți care zâmbesc, fiind promovat mitul copilăriei fericite, dar și cultul personalității conducătorului care își iubește poporul. Educația colectivismului este un obiectiv important al educației sovietice. În abecedar sunt ilustrați copiii care se joacă în comun, merg în marșul pionierii, se spală, dor și mănâncă în comun cu alți copii. Mesajul ilustrațiilor și textelor este că în colectiv este bine să își desfășoare timpul și viața copiii sovietici. Poeziile cu caracter ideologic formează copiilor dorința de a lupta la război și de a-și jertfi viața pentru patrie. Copiii erau educați în aceste materiale didactice să fie truditori și luptători pentru prosperitatea patriei, chiar și cu prețul vieții. În această ediție a vecedarului, autorii propun o altă variantă a scrisorii lui către Voroșilov. În primele versuri, scrisoarea menționează că are un frate care este fierar și că a fost luat la război, după care urmează, dacă vedeți pe ecran. De veți porni în lupte cu vrăjmașii răi, să-l trimiți îndată printre cei de întâi, tovarăș Voroșilov, dacă va muri în lupte cu dușmanii, te rog să-mi scrii. Eu de acum sunt mare și tot cresc mereu și în locul lui la luptă voi pleca și eu. Poezia sugerează
încuviențarea autojertfirii de sine a celor apropiați și a copiilor personal pentru cauza comunismului. Copiii erau învățați să se sacrifice, nu doar pentru patrie, dar și pentru Stalin. Jurăm că pentru țară și pentru Stalin noi ne vom jertfi și viața, ci vom fi eroi, eroi. Aceste idei inoculate sistematic copiilor formau maturi care nu gândeau liber, dar unilateral, conform unor șabloane dictate. Model ideal pentru copiii sovietici pe paginile primei cărți este reprezentată Volodia Ulianov. Este reprezentată Volodia Ulianov conform textului. Volodia a învățat bine. El venea dintre dimineață la școală ca să-i ajute pe colegii săi să înțeleagă disciplinele școlare. Ajutorul lui era cerut deseori, iar Volodia îi ajuta pe toți. Prin astfel de texte, despre copilăria lui Volodia Ulianov, a fost promovat cultul personalității lui Lenin, în rândul copiilor. Alături de cultul personalității lui Lenin este promovat cel al lui Stalin, care este reprezentat ca învățător și conducător al popoarelor, apărător de dușmanii, întâiul deputat. Copiii aflau detalii despre biografia lui Pavel Morozov, care era elogiat ca un erou ce a săvârșit un lucru extraordinar pentru patrie, a demascat dușmanii poporului. Ideea centrală pe care trebuiau să o învețe, să o înțeleagă copiii, conform autorilor mitului, era că fidelitatea cauzei comuniste a fost mai puternică decât cea față de familie și tatăl său. Copiii erau învățați să demască pe trădători, pe cei care încălcau anumite reguli sau legi, sau criticau regimul. Citez. Pavel Morozov a fost un pionier. El a fost un erou. Pavel a fost omorât de dușmani. El a murit, dar noi nu l-am uitat pe Pavel. Acest text este menționat în abecedarul editat în RSS moldovenească în anii 1946 până în 1961. În anii 1954-1960, aici avem o imagine cu fotografie din Arhiva Națională care arată anume cel abecedar editat în anul 1945-1953. Deci și se spune că Dusea Moldovan, elevă în școala numărul 11 din Chișinău, sectorul Roșcan, prezintă abecedarul fratelui său. Deci și fotografie este făcută la 23 august 1952. În anii 1954-1960, o nouă generație a abecedarului a fost editată de grupul de autori, Aftenie și Doțenco. Iar în anii 1961, de Aftenie și Petric. Din punct de vedere propagandistic, acestea sunt mai puțin agresive decât cele de până în anul 1953. Cu toate acestea, elementele ideologice și simbolurile sovietice persistă și în aceste ediții. Lupta de clasă și promovarea colectivismului, precum și în trecerile socialiste, valorile octombrierilor și pionierilor, slăvirea armatei sovietice și a partidului. Portretul lui Stalin și un text despre dânsul a mai fost publicat doar în 1954. În ediția din anul 1967 va dispărea din abecedar atât portretul cât și biografia lui Stalin. Ediția din 1961 este remarcabilă prin apariția portretului lui Mihai Eminescu și a poeziei Somnoroase păsările. Acest fapt reflectă și situația în plan politic în RSS moldovenească, care se caracterizează printr-o revenire la unele valori naționale, declarate moldovenești de puterea sovietică. Textele și imagine din abecedarele post-staliniste sunt mai aproape de necesitățile copiilor. Copilăria devine mai copilăroasă și prin atitudinea față de copii, chiar și poeziile nu poartă un devotament rece și dur față de țară, partid, dar promovează dragostea, care anterior nu a fost întâlnită în forma care apare în 1931. Citez. Noi cunoaștem toate cele, suntem harnici și voinici. Noi la piept purtăm pestele chipul drag al lui Ilici. Astfel copiii nu doar trebuiau să fie devotați cauzei comuniste și liderilor, dar trebuiau să-l și iubească. În abecedar, remarcabil apare la sfârșitul cărții alături de bravo de anul nou și Moș Gerilă, în loc de Moș Crăciun, care dă daruri și se joacă copiii.
Ediția din anul 1961 a abecedarului promovează jocul ca un element firesc al copilăriei, care se îmbină armonios cu acea etapă a devenirii omului sovietic. În concluzie, cu primele abecedare copiilor le-a fost cultivată viziunea bipolară asupra lumii prin simbolurile sovietice pe de o parte și elementele dăunătoare periculoase pe de altă parte. Autorii abecedarilor urmăreau să îndoctrineze idealurile prin intermediul textului ideologic, dar și a simbolurilor sovietice. Obiectele, cuvintele, chipurile sau numele liderilor sovietici au devenit elemente specifice ale culturii sovietice. Aceste simboluri sovietice jucau rolul de factori formatori a identității sovietice, deoarece după învățarea simbolurilor și modelilor de comportament, acestea deveneau deprinderi și forme de manifestare ale copiilor sovietici, ca purtători ai culturii sovietice. Aceste simboluri implantate sistemic în conștiința copiilor deveneau astfel martiri ai noilor identități însumate în omul sovietic. Copiilor le-a fost creată viziunea asupra lumii care corespundea ideologiei prin intermediul educației, propagandei culturii. În rezultat, individul format trebuia să acționeze în conformitate cu programul inoculat, să acționeze ca un om sovietic, care gândește și acționează în conformitate cu un cod prestabilit, neavând altă alternativă. Culturile tradiționale au fost declarate învechite și perimate, religiile înapoiate, cultura occidentală dușmănoasă. Generații de copii au fost educați în aceste materiale didactice intoxicate ideologic. În rezultat, a crescut o generație care vedea în jurul său lumea doar prin prisma șabloanelor și dogmelor ideologice. Am încheiat comunicarea. Stimați colegi, comunicarea va fi publicată în întregime în colegiile care urmează să fie făcută publică în curând și veți putea lua cunoștință în mai detaliat despre aceasta. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze pentru micile neconexiuni și probleme tehnice. Domnul Mangona, dorești să adresezi o întrebare, da? Vreau să spun, să încerc să abicetară cu grafii latină. Deci, după adoptarea de către Comitetul de Partid al Bolșevicilor din Ucraina, în anul 1932, în 1934 și 1935, dacă nu mă știu, au fost două ediții editate cu caractere latine. Deci, dar la nivel ideologic, cum am menționat, avea o încărcătură ideologică mai agresivă și mai mare decât cele editate cu grafie chirilică. Chiar dacă acele cu grafie erau, parcă mi s-ar părea că erau mai apropiate de limba română. Nu era așa, erau cu caractere latine, cu litere latine, dar cuvintele erau, deci gramatica aceasta moldovenească, așa zis moldovenească, au fost mai mult finalizată deja în anii 30. În anul 26 ea era abia la începutul elaborării ei. Și aceste norme noi moldovenești numite încă nu erau determinate. Ideologii erau în căutarea noii identități a limbii moldovenești. Și în anii 30 ea mai mult sau mai puțin a fost constituită și mai multe cuvinte rusificate de rusisme au fost cu caractere latine scrise și declarate a fi moldovenești. Deci ea în anii, deci până în anul 1938 s-au utilizat din 32 din 32 până în 38 au fost utilizate materiale didactice cu grafie latină, iar în 39 s-a revenit la grafie chirilică. Și în abecedare. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt ceva? Doamna Uștu spune ceva, nu v-am auzit. Nu v-am auzit. Acolo la noi este Un moment. Domnul Magola mi-a închis boxele. Acum vă ascultăm. Ați menționat foarte bine conținutul pe care l-au avut manualele într-o perspectivă istorică, din 1926 până în 61. Mai puțin ați menționat autorii și întrebarea mea ține de pregătirea acestora, cum erau ei selectați,
dacă dispuneți de asemenea informații, și cum erau ei aleși și unde se aprobau aceste manuale, fiindcă în anii 60-70 deja vom avea foarte multe traduceri ale manualelor elaborate în Moscova sau în alte centre academice. Pe când aici, în 20, 30, 40, 50, avem manuale autentice, așa am înțeles eu din prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc! În anii 26-40 s-au editat la Balta și la Tiraspol și erau aprobate de către Comisariatul pentru Învățământ al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoviniești. Deci și autorii erau selectați de rândul autorul cadrelor didactice care erau membri de partid și erau cadre active în RSSM, dar care erau sub controlul cenzurii, sub controlul Ministerului. Și aici n-am reușit să arăt, dar cum ați văzut fotografia cu Popa și cu, Țăranul, și, care cita exact o pagină dintr-o abecedar editat în Rusia, care citează, care însemna Colar za Popa, Pop za Colaca, o invers. Deci, de multe ori, în mare parte abecedarele editate în RSSM și în prima și în 45 până în 53, ele erau în mare parte echivalente cu editate în Uniunea Sovietică în Rusia. Deci doar anumite accente cu caracter tradițional local erau puse, pentru că imaginele reflectă cotidianul rural din RSSM și din RSSM, deci anumite tradiții și anumite propaganda aceasta ateistă era acomodată, adaptată la realitățile din RSSM și din RSSM. Pentru că vom vedea că este dat colendatul, ca ceva, este luat în derâdere colendatul, adică era ceva local de aici și nu din altă parte. Adică, în mare parte erau transferate cunoștințele sau modelele abecedarilor din Uniunea Sovietică editate la Moscova și aplicate aici la local, doar că adaptate către autorul local la realitățile politice și sociale, economice și politice din RSSM. Autorii nu am o informație foarte precisă cum se făceau concursul și selectarea autorilor, dar ei erau încă de una, deci din rândul cadrelor didactice, din și profesorilor din RSSM și RSSM. Pentru că Popovski, Afeni, ei au și Petrici, erau locali, deci din aici. Dar cum au fost anume selectație, probabil urmează să mai găsesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt întrebări? Da, doamna Osaș, vă rog. Am vrut să vă întreb. Intenția statului sovietic a fost să formeze și Homo Sovieticus. A început lucrurile astea, după cum vedem, de la abecedar și de mai înainte și a continuat pe tot parcursul categoriilor de vârstă până la adânci bătrânețe. În ce măsură credeți că au reușit să facă acest lucru? Da. Deci, un obiectiv foarte întrebare bună, pentru că aici eu înțeleg întrebarea doamnei Osaci prin faptul că statul sovietic a încercat să dezlocuiască tradiția și religioasă și cea a culturii tradiționale. Cultura tradițională să o dezlocuiască și să formeze un nou tip de cultură omului sovietic. Deci, să dezlocuiască, să înlătură cultura tradițională definitiv, nu s-a reușit, însă anumite particularități ale omului sovietic au fost formate populație care a locuit și s-a dezvoltat în Uniunea Sovietică. Adică, totuși, în paralel cu cultura tradițională, s-a format un nou tip de cultură pentru perioada sovietică, așa numită cultură sovietică, care presupunea însuși ansamblul culturii culturale bazată pe ideologia sovietică marxist-leninistă și comunistă. Adică, producția culturală bazată pe aceste principii a dat naștere unui nou gen de cultură, așa, comportamente sociale, comportamente culturale bazate pe aceste principii și valori comuniste au dat naștere un nou tip de cultură care a existat în paralel cu cultura tradițională care nu se manifesta atât de accentuat în perioada sovietică. Și astfel, după căderea Uniunii Sovietice,
Cultura sovietică a rămas nesusținută, nealimentată în continuare. Dar ea a rămas, a continuat și continuă să se manifeste prin reminiscențele gândirii totalitare, prin reminiscențele, prin nostalgia cea față de lumea sovietică, prin anumite comportamente specifice epocii sovietice, sărbătoare de 9 mai, 1 mai, 8 martie, sărbători de acestea care încă se mai păstrează și în prezent, în o anumită parte, sunt manifestări ale culturii sovietice și în prezent. Dar în prezent, bineînțeles că avem, după 91 în pace, avem o renaștere a culturii naționale, dar, în primul rând, a culturilor tradiționale, care este un substrat, un izvor, de fapt, a culturilor naționale ale popoarelor. Mulțumesc! Наталья, прошу прощения, слышно меня? Я наконец подключился. Секунды. Алло. Дона Веринару мы требуем чего, дон Степану. Секунды. Да, Ромчина. Дон Аксамарит Лапова идеологик. В калитете рефост профессор. Au existat ceva în cele manuale pozitiv, care formează trăsături pozitive de caracter? Sau da, au fost biologizate? Da. Mulțumesc întrebarea. Deci, probabil în comunicarea mea nu s-a întrezărit acest lucru, dar informația în articol este lucrul ăsta menționat, că în paralel cu niște lucruri adevărat necesare, adevărat niște o educație, în paralel cu îndoctrinarea și ideologizarea, cu adevărat se făcea și o educație și o alfabetizare largă a populației, care era și continuă să fie și în prezent foarte actual pentru toată societatea. Adică, cu adevărat, sistemul de educație s-a extins, sistemul de educație, obiectivul principal al statului sovietic era să alfabetizeze întreaga populație și paralel cu îndoctrinarea se formau cu adevărat și valori general umane. Copiii erau învățați să citească, să scrie, să își iubească țara, să muncească cinstit, erau valori să-și ajute aproapele, care erau paralel cu colectivismul, să-și ajute și aproapele. Sunt valori cu adevărat foarte importante, general umane, care se formau în paralel cu ideologizarea și îndoctrinarea. Pentru că statul sovietic avea nevoie de soldați, cum spune un autor, Geller, șurubașii ale mașinăriei care se execute. Dar în același timp, ei educau o societate umană în care să nu fie conflicte interne. Deci ei se promovau și cu adevărat valorile înalte, general, umane. De la Dimitrie Cantemir până acum, iată, 300 de ani, s-a scris mult despre horă, și s-a definit hora ca unul dintre cei mai importanți markeri ai culturii, al identității etnice. Au scris în acest plan și Dimitrie Cantemir, și Foții, și Romulus Vulcănescu, și mulți, mulți alții, este o literatură enormă, cred că cea mai recentă lucrare în acest sens, cu acest generic, este lucrarea domnului Victor Ghilaș pentru ultima noastră conferință de etnologie. Este firesc ca pentru întreaga societate acesta să fie un marker al culturii, pentru că este ceva care ține de cel mai sacru nivel și atunci toată societatea este solidară în susținerea acestui nivel sacru. De ce? Pentru că hora, care este un obicei în care participă toată comunitatea, este și un dans circular care are forma roții, este numit în foarte multe localități și în multe regiuni, inclusiv
în multe sate din Basarabia și în satul meu de Baștină, Copeștii de Sus, din raionul Drochea, se zice că se joacă roată. Ce înseamnă roata pentru cultura noastră tradițională și nu doar, ci pentru multe popoare europene și chiar extins popoarele indo-europene, pentru că s-a scris nu doar despre cei din Europa, că cel ce stă în mijlocul roții, cel ce învârte roata, este divinitatea, la în diferite epoci, diferită fiind divinitatea, iar roata fiind simbolul rozei, a petalelor rozei, este lumea învârtită de cel care stă în mijlocul roții. Și atunci societatea întreagă este solidară, este cea care funcționează în momentul angajării în această roată, în această horă, care o vedem, deși s-a discutat mai mult de termenul hola și în paralelă cu horă, este unul și același cuvânt, este doar o diferență fonetică. Cunoaștem în lingvistică procedeul rotacismului cu L între două vocale și R între două vocale, care a trecut din una alta ca și cu N între două, cu mănunchi, mărunchi sau mel, măr, melus. În anumite limbi și mărul la noi vorbesc tot despre niște aspecte tradiționale care tot înseamnă lumea extinsă în jurul unui centru. Se vorbe, deci, în anumite limbi, mai ales în limbele slave, s-a menținut această formă de cola sau cola în anumite zone și însemnând, având același sens, de roată, coleso, știm de la ruși mai bine decât din alte limbi care sunt mai frecvente în spațiul nostru. Și nu se putea ca această categorie de vârstă, tinerii care vor urma să organizeze și să formeze lumea în continuare, să nu aibă o mare implicare în acest obicei al horii. Atât în organizarea horii, atât în învățarea organizării vieții în continuare, cât și în formarea lor personală în cadrul horii. Deci, Dmitrie Cantemir scrie despre horă că în timpul acestui dans, care era mult mai frecvent la populația autohtonă decât la altele din jur, care se mai juca în mare măsură și în perechi sau altfel, în zona noastră se dansa mai mult decât altfel în horă. Și acest dans consta cel mai frecvent în a face doi pași spre stânga, o oprire și iar doi pași spre stânga. Ce ar însemna acești doi pași spre stânga? Este imitarea rotației soarelui. Noi, dacă vrem să mergem după soare, mergem la stânga. Imaginați-vă fiecare cum se mișcă soarele și cum ne mișcăm noi și în cadrul mai multor jocuri de ajuns în repertoriul copiilor, sau adolescenți, sau oricare alte tradiții care au ajuns cumva în cadrul jocurilor, sau care au fost inițial jocuri pentru anumite categorii de vârstă, cel mai frecvent găsim această mișcare după soare și în cer. Trebuie să ținem cont că tinerii se încadrează în categoriile de vârstă care sunt subiecți în cadrul educației tradiționale, adică se formează, sunt formați de partea cealaltă, care după căsătorie vor fi
sunt obiect al educației, ei sunt educați, sunt formați, iar după căsătorie, după timpul când vor naște copii, vor fi cununați, vor ridica prin forma cercului care o au cununiile la nivel divin, vor fi sacralizați și atunci precum Dumnezeu face omul, așa și omul va primi acest drept de a face om, a face om nu doar fizic, dar și în plan spiritual. Iată, de la momentul căsătoriei, omul are altă funcție până la moarte, de a pregăti generațiile cele care trebuie să ajungă la căsătorie. Și atunci tinerii se încadrează încă în perioada aceasta de până la căsătorie, dar funcția principală a acestei categorii este dezvoltarea a tuturor elementelor care țin de perioada premaritală. Dacă copiii de la naștere până la 7-8 ani, până la mai târziu, când încep să apară primele semne ale maturității, învață să muncească, să cunoască lumea din jur prin intermediul jocului, prin iau cunoștințele de bază despre lume, adolescenții învață să muncească, sunt inițiați în, mai ales în zona muncii și cunosc lumea prin implicare practică, atunci tinerii care intră în această categorie, fetele ieșind la așezătoare, care nu este altceva decât întrunirea inițiatică a uniunii feminine, iar băieții ieșind la ceata de băieți, la ceata de flăcăi, intrând în cadrul cetei de flăcăi, care demarează de obicei la Sfântul Nicolae și începe cu pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Iată, astea, deci încep cu o inițiere care trebuie să-i pregătească la nivel spiritual, dar și la nivel practic de demonstrare deja a capacităților care le-au acumulat până atunci. Tinerii își perfecționează tot ce ține de implicarea lor prin muncă, dar trebuie să și demonstreze atât capacității lor organizatorice și iată hora organizată la cele mai importante momente ale anului calendaric, la solstiții și la echinocții, vom analiza fiecare din aceste hore pe rând, dar și în fiecare duminică, duminica știind că este consacrată Domnului, zilei Domnului, divinității care stă în mijlocul roții, care învârte lumea și vedem pe fronton, pe frontonul fiecărei biserici până în ziua de astăzi această rozetă desenată, uneori mai stilizată și deci mai artistică, alteori mai naturală și poate mai puțin interesantă din punct de vedere artistic, dar rozeta nu lipsește de pe frontoanele bisericilor, de obicei de pe acoperișul fântânilor sau undeva unde este trecerea dintre lumi, de multe ori pe frontonul caselor sau în alt loc unde trebuie să fim protejați și unde se face legătura dintre divinitate și comunitatea care aderă la această divinitate, avem această rozetă care nu înseamnă decât cercul, hora, roata, care, după cum spune Arnold Vargenet, este cercul, rozeta este simbolul aderării la divinitate. Iar divinitatea poate fi punctul care este adevărul până la infinit și care nu îl putem atinge și tot așa este punctul extins care poate fi hora și uneori în imaginile în care noi vedem un cerc cu crucea peste care trec capetele crucii, este crucea extinsă tot la infinit, deci este divinitate extinsă la infinit și hora, lumea care este
rotită, este pusă în viață de forța divinității. Voi remarca, pentru că parcă nu prea am găsit loc aceste remarce până acum, deci se consideră cumva că hora noastră vine din substratul tracic. Este adevărat că pe timpul tracilor hora era răspândită la toate neamurile, nu doar din zona balcanică, dar din zona întregii Europe, și la această etapă hora era mai mult un dans al războinicilor. Ori trebuie să menționăm că în spațiul nostru s-au găsit imagini ale horei în monumentele arheologice neolitice, care sunt mult mai vechi decât perioada tracică și care imaginează femei dansând în horă, s-au găsit în apropierea Târgului Neamț, s-au găsit în apropierea Constanței. Dacă la Târgul Neamț este un vas decorativ cu 6 femei, în sit neolitic, și este clar aproximativ 6.000 de ani în urmă, deci mult mai vechi decât perioada tracică, și bineînțeles că divinitatea fiind în centru era divinitatea feminină, dar tot divinitatea era în centru. Iar în zona Constanței erau figurine care nu se vede exact care, dar este tot din perioada neolitică și atunci nu putea fi altfel decât. Ori dacă unii cercetători consideră că hora este un dans exprie masculin, eu cred că partea referitoare la dansul exprie masculin și mai ales pentru tineret ține de exact de perioada tracică, când erau inițierile războinice ale băieților. Și ne-a rămas de acolo inclusiv hora deschisă, adică care are un capăt și altul liber, care oricum pe timpul ceremonialului se închide de mai multe ori și care s-a păstrat până acum în dansul călușarilor și în dansul arcanu. Ambele dansuri fiind comportând în mod evident reminiscențe inițiatice și care de la început, toate dansurile războinice sunt cele care au o transformare care ține de totem, adică băiatul, ca să fie inițiat, este învelit în blana animalului care o considerăm totemic sau este deghizat cumva în ceva care ar ține de totem și atunci el are tangență cu divinitatea, totemul fiind divinitatea de la care am provenit. Uneori un animal, uneori un arbore, uneori o floare, mai era. Adică, mă rog, acum nu putem face această analiză. Dar dansurile acestea ale războinicilor nu erau doar cele de apărare, erau și de apărare, pentru că orice comunitate trebuia apărată, cât erau și cele de vânătoare, adică era de apărare atât de străin ca om, cât și de animal ca om, dar și dansurile de vânătoare. Războinicul nu era doar cel care făcea război, însăși termenul război, noi am avut război sacru, război a fost considerat cândva sacru, strămoșii noștri considerau că războiul cu armă nu este corect pentru că nu arată pe cel mai puternic fizic. Adică avem exact reminiscențele mentale de la aceste inițieri care țin inclusiv de horă. Deci, această remarcă am vrut să o fac despre vechimea horii la noi. Și avem remarce referitoare la călușari, mai ales la călușari, că ei se îmbrăcau în haine de femeie și acopereau fața cu altul. Și la Dimitrie Cantemir este această remarcă. Deci, cine era divinitatea dacă ei se îmbrăcau în haine de femeie? Era o reminiscență veche pe care o găsim
în acele vestigi arheologice de pe vremea neolitică. Deci divinitatea era feminină, dacă ei spuneau anumite detalii feminine peste ei și cu fața ascunsă, pentru că divinitatea este altcineva decât suntem noi. Ea este nevăzută pentru noi, într-un fel, ea este după mască. Și atunci ei, pentru a avea tangență, pentru orice inițiere, sensul oricărei inițiere este tangența cu divinitatea, pentru că altfel omul nu poate cunoaște ce înseamnă moartea și nemurirea dacă nu are tangența cu divinitatea, pentru că noi prin moarte ajungem la divinitate. Și atunci aceste dansuri, uitați că trebuiau să învețe această filozofie de a trăi. Deci băieții învățau mai ales această filozofie în cadrul acestei adunări în ceată, înainte de sărbătorile de iarnă, în perioada de la Sfântul Nicolae până la demararea sărbătorilor de iarnă, pentru că anume ei, cei curați cu trupul, vor trebui să aducă în mesajele de programare a unei vieți bune întregii societăți. Dar ei trebuia să inițieze, mai întâi trebuia să știe. Ei trebuia să fie cei care știu. Și aveau și un tată de feciori care îi învăța în diferite condiții. Iar a doua zi de Crăciun urma hora pe care trebuiau să o organizeze, nu doar la care trebuia să participe, dar care trebuiau să o organizeze băieții pe banii și mâncarea strânse în timpul sărbătorilor de Crăciun, de iarnă, de toate sărbătorile de iarnă, și care se și hora de bobotează care încheia acest ciclu de sărbători de iarnă. Până atunci, inițierea fetelor avea loc în cadrul șezătorii, de ce, la care flăcăii veneau doar în anumit timp, la care era o mamă de fete cumva, la care nu veneau altcineva decât fetele, și în care fetele erau învățate cum să educe copiii și cum să se comporte atât ca gospodine cât și ca femeie în casa unui soț. Și iată, abia după ce treceau aceste inițieri, tinerii puteau ieși la horă. Vorbim, toată lumea care a scris despre horă ca locul unde pot intra oamenii curați. Deci un tânăr neinițiat nu putea să intre la horă. Treceau mai întâi aceste inițieri care pe urmă continuau. Și până atunci aveau adolescența anumite începuturi de inițieri. Dar cele mai ample inițieri, ca să pregătească pe oameni să poate deveni mamă și tată în continuare, să fie ei cei care educă, erau acestea care erau înainte de ieșirea la horă. Pentru că chiar de la prima ieșire la horă, fata putea fi furată de la horă și se căsătoreau. Era și acesta un mod de încheiere a căsătoriei și nu se întâmpla doar din cauza că oamenii făceau parte din diferite categorii sociale sau pentru a prescurta acesta este un obicei străvechi care vine din epocile primitive, de pe vremea triburilor diferite care aveau nevoie să aibă pe altcineva. Sunt descrise inclusiv de Friedrich Engels în lucrările sale despre familie și să revenim deja, hora de Crăciun și hora de bobotează sunt primele cele organizate. Înainte de această hora avem hora de Sfântul Andrei. Hora de Sfântul Andrei se întâmplă, e o horă mult mai mică, care se întâmplă cumva în vecinătăți, acolo unde în noaptea de Sfântul Andrei, deci este o noapte de priveghi, în care tinerii nu dorm, în care mi-a prea mult timp ca să vorbesc despre ceea ce se întâmplă acolo, dar se încheie această sărbătoare dimineața cu hora usturoiului sau cu
hora de Sfântul Andrei, în care, la care dimineața vin și părinții și văd cine și cum a ieșit poate din prima noapte de priveghi a fetelor sau a băieților. Pentru că uneori pentru o fată sau pentru un băiat aceasta este prima manifestare. Mă rog, dacă fata nu se căsătorește în primul an, la doilea, poate merge de mai multe ori să facă Andrei sau băiat. Mai ales băieții aveau mai multe șanse pentru că se căsătoreau mai târziu decât fetele. Dar asta era prima horă în care se aprecia comportamentul și starea în care a ieșit fiecare la una din primele adunări fără supravegherea părinților. Pentru că până atunci adolescenții care învățau să danseze, învățau dansul la anumite întâlniri într-un fel de îndeseară, erau întotdeauna cu supravegherea părinților sau a unui părinte sau a tuturor. Aici nu mai erau părinții, deci era după inițiere, el trebuia să deprindă, să fie stăpân pe sine. Deci astea erau horele de intrare în timpul de haos, pentru că Sfântul Andrei este ultima zi de toamnă, după aceea urmează iarna, știm că Sfântul Andrei este patronul lupilor și atunci, înainte de haos, oamenii tinerii care trebuiau în sarcina lor de viața viitoare să învețe a organiza familia și comunitatea, aici trebuia să învețe a se dirija pe sine, să se facă ordine în haos pentru fiecare personal. Și atunci, când se termină, după aceea vor urma deci horele de Crăciun și de și de bobotează, în timpul apropiat începe postul Paștelui, consacrat deja echinocțiului de primăvară și în timpul postului nu se mai întâlnesc fetele la șezători, atunci fiecare stă acasă și își coase ia, își pregătește hainele pentru a se etala la o nouă horă, la horă de Paști, care era una din cele mai importante, era cald, era frumos, era ziua egală cu noaptea și trebuia soarele, care era echivalat cu Divinitatea Supremă, era susținut și de rugurile, care, dar și de această horă de a doua zi de Paști și de leagănul care era făcut în formă de roată uneori, sau în formă de leagăn care cu cât mai sus se ridica era mai aproape de cer, era din nou o întreagă teorie, era din nou o continuitate, pentru că majoritatea leagănilor se dădea mai întâi un moș, o babă, care erau dintr-o familie reușită a comunității și în urmă veneau tinerii și nu copiii. Copiii erau prezenți la horă, adolescenții erau prezenți la horă, erau sate în care, de exemplu, în satul Manta, horă avea diverse cercuri și dansa tot satul odată, copiii erau ultimii din cercul din afară care învățau să danseze, dar rigorile nu erau pentru toți la fel. Cele mai drastice rigori de calitate și de mod de a-și prezenta silueta și de a-și prezenta haina și de înțelegere a lucrurilor erau față de tineret. Deși cei căsătoriți trebuia să stea bărbatul, să aibă mâna dreaptă a femeii, mâna lui sau alte chestii, adică era reguli pentru toată lumea, ora fiind obicei a întregii societăți, dar tinerii în aceste hore erau cei mai analizați și aveau ocazia în această concurență premaritală să-și arate fiecare superioritatea prin care se manifesta. Iar ei, vreau să atenționez, nu se făcea așa cum se cântă, se coasă flori în șezători, ea se făcea în taină, acasă,
Bineînțeles că ea și toate, ca și toate tradițiile, ca tot ce ține de tradițional, are trăsături comune cu întregul neam, dar fiecare familie și fiecare persoană încerca să o facă cât mai frumos, respectând, bineînțeles, tradiția ca structură și ca sistem de simboluri și altfel. O altă horă următoare care ține deja de solstițiu de vară, eu nu mă opresc la horele de duminică, pentru că horele de duminică se încadrau în aceste reguli generale, dar vorbesc de momentele cele mai principale, unde oricum tinerii, băieții erau cei care organizau hora și întotdeauna erau aleși doi vătari sau doi crai sau doi care spuneau staroste în diferite zone ale locului unde trăim noi. Aceștia erau de obicei aleși la una din ultimele hore înainte de postul Paștelor. Pentru că, deși începea inițierea toamna, trebuia să fie cineva care dirigează acest proces de viața tinerilor și a societății. Și iată, cei care participau, unele sate 9 ani la capră, unde capra e obicei de a nou, sau cei care participau la bute, cum se numea în alte locuri, ceata de flăcăi, 7 ani, 9 ani, adică trebuiau să fie niște tineri inițiați, nu oricare, cei care organizau pe urmă satul. Și de obicei, aceștia urma să fie și pe urmă cei care organizau viața satului, poate în timpuri anumite ajungeau la bătrânii satului care aveau grijă de viața și de judecata și de aprecierea lucrurilor care se întâmplau în sat. Când la Sânzieni, deci la solstițiu de vară, hora era organizată de fete, pentru că atunci avem ziua cea mai lungă și așa cum este, fiind opusul Crăciunului, când ziua începe să crească, începe să crească lumina și atunci energiile masculine sunt demonstrate, pentru că atunci cresc energiile care țin de lumină și de forță bărbătești, masculine, de la începutul scăderii zilei, încep zilele unde tot mai mult și mai mult, până la solstițiul de iarnă, scade ziua și atunci energiile feminine care țin de umiditate, de întuneric, de căldură, vor fi cele care vor prevala. Atunci este ziua când Marea Zeiță Mamă sau fetele cu nume de Drăgaică sau de Sânziană, în funcție de loc, în partea de sud este mai mult numită Drăgaică, de centru și de nord sunt mai mult sânziene și buruienele folosite în această zi sunt numite la fel. Ele sunt cele responsabile de horă, ele organizează horă și pe banii lor se organizează hora. Ele organizează sau organizau în trecut, acum aproape s-a pierdut obiceiul ritualului de drăgaică, care în cele mai multe localități însemna 5 fete, 4 deghizate în băieți și una în fată, care era purta numele de drăgaică sau de sânziană, aveau aceste lupte între ele, deci o fată care de fapt exprima spicele care erau aproape de pârguire și care la Pricop, în timpul apropiat, sau la Sfântul Procopie, la Pricop, când se vor pripi pâinele dacă nu vor fi strânse până atunci, ca și fetele care depășesc un anumit termen, se pripesc mai mult decât se considera bine, se ard într-un fel, se trec, este această paralelă între femeie, spice și cultura tradițională ca ritual,
iată drăgaica, nu avea voie să se căsătorească încă 3 ani, ca și mutul din cadrul, da, ca și mutul din cadrul călușarilor sau altcineva, alte personaje care se identificau cu masca sau cu personajul divinității, pentru că ei au întruchipat divinitatea, ei rămâneau sacri mai mult timp, nu se coborau la nivelul de om ca să facă în continuare om ca omul obișnuit. Deci trebuia să nu se căsătorească încă o anumită limită de timp. Urma o altă coră importantă care se făcea la Sfântă Mărie, Sfântă Mărie care cândva, deci prin obiceiurile de la Sfântă Mărie, prin cursele de cai la care participau tinerii și care s-a mai păstrat în anumite localități, chiar aici în Republica Moldova, și acum se și reînvie acest obicei. Deci cursele de cai, știm că calul este cel care reprezintă anotimpul cald și atunci aceste curse veneau la solstițiul dintre toamnă și solstițiul de toamnă, la trecerea între timpul cald și rece, la echinocțiul de toamnă, mă grăbesc și greșesc. Și acum sărbătorim Sfântă Maria la 15 august pe 9, iar cândva era alergările de pe câmpul lui Marte în Roma Antică și alte obiceiuri care erau cunoscute, sunt remarcate la autorii antici și care au exact aceeași structură. Se făceau la 15 luna a 8-a. Deci, pe stil nou, avem tot 15 luna 8-a și obiceiurile moștenite de la echinocțiul de toamnă de atunci, iar cora este aceea cu susținerea soarelui în punctele lui critice la echinocțiul de toamnă. Și cam aici ar fi, în linii generale, locul Horii Viața Tinerilor ca obiect de manifestare și ca obiect de formare a tinerilor, care urmează, după căsătorie, să fie cei care formează alți tineri. Vă mulțumim frumos! Și acum, dacă să fac și eu o remarcă mai amuzantă, ați uitat, spuneți că era loc de învățare a tinerilor, a bătăilor, da? Acolo se începeau bătăile. E, acolo mai ales târziu, da, se începeau bătăile, când, mai ales la hram, atunci când hora de hram, știm că hramul se face, este sărbătoarea când este sfințită biserica satului, lăcașul sfânt al satului. Și atunci hramul nu se întâmplă în toate localitățile în același timp și când veneau băieții vecini, pentru că nu era bine să dai fata pe care ai crescut-o, deci flăcăii satului și satul își creștea tinerii, îi educa, îi forma și mai ales fata pe care ai scos-o la coră să vină altul să-ți o ia. Deci dacă se căsătorea cu fata din alt sat, îi se cerea vulpe la ieșirea din sat. Vulpe sau vadră, era o căldare de vin care se dădea pentru... Este un subiect mult prea larg ca să-i pot să-l dezbatem în cazul unui comunicări. Eu nu cred că este dezbatem, trebuie să ne iau în timp, dar suntem de la o criză de timp. Mie mi-a foarte lucrul ăsta. Sunt niște lucruri care eu le-aș fi precizat, referitor la faptul, spuneți că de roate. Ora are astea mai multe tipuri. Este și în cer, în semicer, în linie și în bonon. Nu mai puteam să spun despre... Acum am finalizat cu asta. Nu știu unde ați găsit informații că erau îmbrăcați în haine de femei. De la Dimitrie Cademir. Este filmul care a fost transmis la UNESCO pentru a include căruciarea în lista respectivă. Adică câteodată puteți să facă lucrul ăsta mutu. Dar ei sunt bărbați. Da. Referitor, dacă eu am înțeles bine,
cam mai ieșit aici, m-am mai dezbătut, de funcție din inițiere acolo. Eu am identificat vreo 12 funcții și astea sunt minim, pot fi mai multe. Nu numai de inițiere, eu am zis. Eu am înțeles, practic când am ieșit, dar sunt minimum 12 care eu am putut să le identifici, am zis că linii generale de formare și de manifestare, dar până acolo era inițiere. O altă ocazie, de ce zic că aici? Da. Hore care erau deschise la capite și care uneori se, cum sunt Călușarii, Arcanul și altele și care toți facem parte de am vorbit despre asta, ca războinici și că sunt de fapt mai vechi. Ați menționat și dumneavoastră despre figurinele astea găsite în Neolitic. Neoliticul fiind mult mai vechi decât tracii și atunci noi avem rădăcini, care, dar sensul rămâne același. Sensul rămâne cel. De acolo suntem, nu suntem indo-europeni, toți. Bun. Păcat nu avem timp, nu mai... Da, îmi pare rău că ați știut că eu v-am citat de exact. Ok, mulțumim frumos. În continuare urmează prezentări de carte. Pentru început vom prezenta volumul... Stimata audiență, în continuare urmează prezentările de carte și prelegeri, prezentările de revistă, prezentările de expoziție, expoziții de carte și expoziții de fotografii. Și vom începe mai întâi cu prezentarea culegerii, care este aproape gata de tipar și așteptăm finanțare pentru auditorii. Vreau să vă spun că în acest volum, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost foarte receptivi și am primit foarte multe materiale pentru acest simpozion. Avem 300 și ceva de pagini pentru această culegere. Articolele sunt deosebit de importante. Despre asta poate vorbi chiar și doamna Zaikovski, care le-a redactat în variantă rusă. Noi am împărțit secțiunea, am împărțit această culegere în trei secțiuni. După, ținând cont de tematicile articolelor venite spre colegiul de redacție. Prima secțiune se numește Patrimoniul etnocultural reflectat în sursele scrise și în alte. Această secțiune, totalmente, este despre, în această secțiune scând articole ce relatează despre, de exemplu, presa scrisă despre o anumită etnie sau cum este reflectată o anumită etnie, de exemplu, țăranii în istoriografie, o anumită etnie, ca exemplu, țăranii ursari, scris articol de Ion Dumitru în istoriografie. Sunt foarte multe articole interesante. Începe această secțiune cu articolul doamnei Ursu, ea vorbește despre cum este valorificat patrimoniul etnografic în istoriografia contemporană. Este un articol novator, unde nu prea sunt publicate date de acest gen. Deosebit de important este articolul domnului Kravchenko, care vorbește despre elementele de patrimoniale prezente în lista reprezentativă a UNESCO. Nu o să mă opresc la toate. La toate articolele. Vreau să spun că Eudochia Sorceanu a scris despre metodele de cercetare a fenomenelor culturale și ea dă câteva exemple foarte importante. Cum simbolul reflectă, atribuie, învață, leagă de un anumit popor. Cu un articol destul de novator pentru
Bine, că sunt din Apucineu. De ce zic novator? Pentru că nu prea s-a publicat despre educația evreilor. Fiind la început, noi fiind la primul an de realizare a proiectului, deci toți au venit cu foarte multe teme istoriografice, pentru că asta s-a făcut la primul an, deci cercetarea istoriografică. De asta avem un comportament aparte cu cercetarea istoriografică. Deci, spre finalul acestei secțiuni sunt două articole a doi doctori în studiul artelor care prezintă informații destul de interesante despre filmele, despre imaginea sărbătorilor de iarnă, în filmul de non-ficțiune, despre tradiția satului Dolinesc, reflectat de asemenea în film. Secțiunea a doua este o secțiune care reflectă mai mult cultura tradițională a populației autohtone. Deci, va fi primul domn Andrei Pocin care a vorbit deja în plenară, domnul Andrei Valentina Lapu. Deci am aranjat într-așa fel articolele ca să aibă o tematică cât de cât comună și să vină așa, în concordanță unii cu altele. În acest capitol, în această secțiune, este vorba despre tradițiile, spiritualitatea populară și formele de viață cotidiană, formele de comunicare și așa mai departe. Secțiunea 3 este o secțiune deja, să spunem așa, cu tradiție la noi în institut, fiindcă această secțiune reflectă procesele etnice, etnosociale și etnodemografice din istorie până în prezent. Primele articole vorbesc despre formarea unor valori în societate, este articolul doamnei Caunenco și a Natalii Caunova despre educarea tinerilor în pentru respectul sau în concordanță cu aceste valori tradiționale. Primul meu mai mult articole care sunt la au coincidență sau să spunem contextualitate. Deci vin sunt destul de interdisciplinare, istorie, etnologie și așa mai departe. Și primele sunt interdisciplinare. Deci, bine interesante sunt articole despre migrația Lidiei Plisac, care este o temă foarte actuală, despre scena, desigur, despre spitalul evreiesc, este foarte interesant scris. Deci, ce vreau să spun? Am foarte plăcere, noi, membrii comitetului organizatori, la această culegere. Păcat că aici nu este coperta, undeva era și coperta. Ne-a luat foarte mult timp și această copertă, care, după mine, este una foarte bine gândită. Și chiar am vrut să fac o mică precizare, deci ce înseamnă acest simbol. Deci am vrut să spunem că în ADN-ul nostru, deci este prezent sunt prezente deci noi în ADN-ul nostru purtăm elemente de patrimoniu, elemente de spiritualitate și suntem profund legați de acest spațiu și fiecare ornament al culturii populare ne poate permite la descifrarea spirituală a poporului, la descifrarea istoriei, tradițiilor lui și felului de gândire a simbolului și a arhetipurilor. Suntem vă mulțumim că ați participat și ne gândim că această tradiție sau acest prim pas pe care l-am făcut astăzi să continue încă mulți ani. Fiindcă, cum am spus inițial, etnologia nu este chiar o știință așa care nu ar fi de folos nimic. Da, este o știință care nu dă rezultatul imediat, care nu dă un rezultat comercial, care foarte mult este căutat acum, dar este o știință care dă rezultate în timp. Deci ea formează prin metodele de comportament, prin idei, prin tradiții, formează tinerii, sau formează, ține
de anumit spațiu și timp și cultură tinerii noștri. De exemplu, vreau să vă fac așa un exemplu, astăzi avem satele pustiite. Avem satele pustiite și ne gândim că Moldova se duce de râpă. Da, dacă să o citesc pe Nicolae Constantinescu, doctorul din România, care a spus că poporul român de multe ori a murit și a înviat ca pasărea Phoenix. Deci, și aceste treceri periodice a poporului român sunt diferite și nu numai poporul român, dar tuturor astării pe care o are Republica Moldova, prin etape mai grele, mai ușoare, numai decât s-a va termina. Și trebuie să învățăm din trecut ca să mergem spre viitor. Dacă acum satele sunt pustiite, neapărat cei care au plecat se vor întoarce și vor continua, dar lor trebuie anumite tipare, cum au fost și înainte, educative, formative, pentru a menține copia vie acestui popor aici și a tuturor etnilor conducătoare. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. În continuare, urmează prezentarea revistelor de etnologie și culturologie. O să prezinte doctorul Sfetlan Acropo. Oprește prezentarea ecranului. Partea stângă ești pe butonul cel de rușu. Așa. Aveți prezentare sau trebuie să dăm site-ul? Vedeți să dăm site-ul? Sau prinsul? Prinsul revistii acolo. Nu, eu am câte fai, o vreau. Așa, bine. Așa? Încercăm să le conservăm pe parcursul editurii. Anul fondării revistei noastre cunoașteți, 2006, tot suntem în categoria B. Editorul Centrului de Etnologie, revista publică materiale pentru a asigura diseminarea și schimbul de informații în domeniul etnologiei, etnografiei, culturologiei.
Coperta revistei, fiecare dată cerem ajutor la sectorul, secția de tehnologie românească. Cercetătorii noștri din secția dată participă la, au participat, de aceea ce am reținut, au participat în expediții de teren, au luat parte și au adus de acolo foarte multe fotografii interesante care le folosim, le utilizăm în revista noastră. Aici, în revista 27, la copertă, este reflectat țesutul la război, stative de tip orizontal, din Crihana Veche, autorii Raisa Rosaci, Carolina Hutoman, Fulia, Ludmila Zinovia, Șofranski. În colegiul de redacție s-au procedat spune, au venit în, ca membrii colegiului specialiștii din domeniile etnologiei, culturologiei, istoriei din diferite țări, din Grecia, din Kazahstan, noi, noi membri, cine am adăugat noi, din Macedonia, din București, din, din Federația Rusă, din Belgia și așa mai departe. Revista este indexată în bază de date. Noastră le cunoașteți că sunt plasate pe site-ul, site-ul institutului și site-ul revistei, spunem așa. Revista numărul 27 conține 19 articole științifice, din care 12 articole în limba română, 4 articole în limba rusă, 3 articole în limba engleză. Din străinătate avem 7 articole, înseamnă că corespundem a cerințelor cu 30% din 30% din materiale din străinătate. Avem 13 autori din România, Ucraina, Federația Rusă, Republica Uzbekistan, Turcia, Ghana. Data aceasta avem tot rubricile noastre clasice sunt prezentate, etnologie, comunicări, pagina tânărului cercetător, jubilei, memorii. În revista 27 am publicat reșând din starea în care pandemică în care ne aflăm, publicat articolul domnului Valentin Arahă, Ciuma interferenței cinematografice și etnologice, în care se vorbește despre trecutul și prezentul oamenilor care s-au confruntat și se confruntă cu așa zis, așa numiți, inamici, ucigași, invizibili. Data aceasta se are în vedere COVID-19, cu care ne-am întâlnit, spunem așa, dar domnul Arahă îmi povestește despre ciuma în cronici, în narațiuni istorice, în memorii, în operele literare, în cinematografie. Tot la acest aproape subiect apare articolul domnului Duminica, epidemiile în Basarabia țaristă și modul de eradicare a lor. În acest articol, bazat pe surse, autorul vorbește despre epidemiile în perioada țaristă, în Basarabia, în special se remarcă epidemiile de ciumă și holeră. Se acordă atenție măsurilor luate de autoritățile locale pentru combaterea bolilor infecțioase. În special, autorul redă modul în care administrația provincială a fondat comitetele consultative speciale conduse de guvernatorul civil al Basarabiei. Se face o concluzie că acțiunile prompte ale autorităților
au dus la eradicarea rapidă a focarelor de ciuni și pădure. Avem un articol de, din principiu erau 4 autori, după aceea s-a mai, erau 3 autori, după aceea s-a mai aderat cu un autor. Articol care ne povestește despre funeraliile la etnicii acadi din Ghana, Africa, unele perspective referitor la Ashanti. Această lucrare pune în discuție procesele din mormântare la grupul etnic acan, unele sisteme de credințe acane și credințe din obiecte care au evoluat în ceremoniile funerare. De asemenea, demonstrează complexitățile implicate în organizarea mormântării începând cu ziua morții, care culmină cu celebrarea ritului funerar final. Scopul propriu zis al mormântării este de a onora pe morții pentru serviciile lor meritate. Toate acestea există unele dimensiuni care militează împotriva acestor motive pozitive. Drept urmare, unele familii care obișnuiau să fie destul de unite se divizează, iar membrii familiei încetează să mai comunice între ei. Clar că această cauza acestei dezuniri, spunem așa, divizări, sunt probleme financiare, probleme de eredare, da? Erodare. Nu. Depinde ce vreți spune. Eredare. Nu știu. Bine, asta probleme. Nu, diferite probleme, anume moștenirea... moștenirea... Ereditare. Cum? Eu am zis ereditare. De moștenire. Moștenirea bunurilor materiale. Asta e cauza conflictelor în Ceva care deținea aceste bunuri. Altă temă care am reflectat în revistă este legată tema aceasta este la tema aceasta aproape că corespunde articolul autorului din România, Simona Maza, Anca Ceușescu, care vorbesc despre semnificații simbolice ale fierului în societatea arhaică, studiu de caz, practici funerare. În acest articol autorii s-au îndreptat atenția către cercetările antropologice, arheologice, etnografice, care analizează aspecte legate de prezența fierului orice funerare. Tradițiile păstrate în satul românesc, o tiboran, acestea de asemenea existența obiectelor de fier, din fier, cuțit, bucătire, vasă sau de seceră, arci, diferite alte obiecte, în rituri și practicile funerare. Domnul Dolghii prezintă o temă destul de interesantă despre propagarea valorilor copilului sovietice și formarea unii noi identități în rasa sămânătorinească în perioada 1944 până în 1961. Prezentul articol, autorul elucidează modelul și valorile sovietice ale copilăriei implementate în Republica Moldovenească în perioada post-belică, care au stat în baza formării unei noi identități civice și etnoculturale străini majorității populației, așa zis, omul sovietic. Autorul vine cu o constatație că sistemul educațional, presa și literatura pentru copii, teatrele și cinematografele au fost utilizate în calitate de instrumente ideologice în procesul de formare a convingerilor comuniste, a tinerii generații și cultivarea calităților profesionale specifice comune. Astfel, în perioada postbelică, în răsăsământul domnesc, dar și în întreg spațiu sovietic și socialist, putem vorbi despre o copilărie îndoctrinată, înlocuirea sistematică a valorilor comuniste a dus la deformarea conștiinței maselor largi a populației, formarea prejudecăților și stereotipurilor sovietice a gândirii totalitare, ceea ce reprezintă în prezent una din cauzele principale stagnării transformărilor democratice.
la această temă aderă, spunem așa, puțin, 5, 2, 1 minut, 2. Articolul doamnei Bodan din România, care vorbește despre activitatea Comitetelor Consiliilor Femeilor din regiunea Hunedoara, privind întinierea și consultarea familiei, creșterea natalității și prelorutirea mamei și copilului. Doamna Onica vorbește despre cunoștințe și tehnici tradiționale și construcția locuinței din satele din lunga Prutului de Jos și doamna grădinaru la fel vorbește despre, din alte aspecte de vedere, despre tradiții de gestionare rațională a resurselor mediului înconjurător în construcția casei. Dacă ați observat, avem câte două articole la o temă, dar în revistă sunt reflectate și temele legate de etnologia minorităților, dacă putem spune așa, naționale etnice. Și avem articole venite de peste hotare din Rusia, v-am spus, din Ghana, ghidul de conversații ruso-turc Sinkovski, îl prezintă domnul dr. Șapoval din Rusia și Hadivan din Turcia, Ilona Mahotina Ianuș Pancinco vorbește despre ritualurile calendaristice a țiganilor vlahi și serbi în a doua jumătate a secolului 20, începutul 21. Prezint personal un articol despre țiganii lui Hanatski, despre care, o lucrare despre care o citează și este inclus în toate bibliografiile internaționale, spun așa lui, dar conținutul nu este reflectat. Chișinău interpel că memoria evreilor este prezentat de autorii Șihova și Palicovici, Romanciuc reflectă tema ucrainenilor bulăieșteni, Emilia Bankova prezintă portul popular din Unta Bulgarilor și Mirzahi Daskarov vorbește despre simbolurile naționale ale identității uzbeci. Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu. Manuscrisele, articole, puteți să le trimiteți pe adresa Institutului și pe adresa electronică a Institutului și a revistei. Vă mulțumesc pentru atenție. Bună, vă mulțumesc. Doamna doctor, doamna profesor, vă mulțumim pentru această prezentare destul de desfășurată a articolului din revistă. Interesantă. Acum urmează prezentarea de cauze a doamnei Eudokia Soloteanu, Хлеб народной культуры Гагаузов, этнолингвистические исследования. После презентации доктора доктор Татьяна Зайковский и доктора доктор Никола Владьяна. Сейчас уже будем туда.
Уважаемые коллеги, я хочу представить вашему вниманию. Я хочу представить вашему вниманию книгу, новую монографию, которая была выполнена в отделе этнологии гагаузов. Монография Евдокии Ивановны Сарачанов «Хлеб в народной культуре гагаузов». Это, пожалуй, первое вот такое исследование комплексного характера, которое демонстрирует очень широкий спектр вот этих аспектов, связанных с функционированием хлеба в народной культуре гагаузов. Ну, мы знаем, что монография была рекомендована к изданию ученым советом Института культурного наследия. И рецензенты Никола, Зайковская и Кочееру. Монография состоит из введения, пятиглавства, заключения, литературы и источников, четырех приложений, а также резюме, которое было выполнено на четырех языках. Значит, это уже было на четвертом. Да. Первая глава – это историография проблемы. Она представлена довольно подробно, и надо сказать, что да, было написано немало каких-то статей, монографий, где рассматривалась в той или иной степени тема хлеба в традиционной культуре гагаузов, но такого исследования комплексного не было до сих пор, поэтому и монография Евдокии Степановны может считаться новаторской. Вторая глава посвящена этнографии хлеба и хлебопечения. Различные способы выпечки хлеба, мучные похлебки, типы и виды хлебных изделий, традиция и современность – все это сосредоточено в данной главе. И, конечно же, роль и значение хлеба в повседневной жизни. Кроме того, госпожа Сарачану касается и тех примет и поверий, пословиц и поговорок, а также фразеологизмов и идиом, которые связаны с хлебом и мучными изделиями. И важно, что в данной главе рассматривается взаимовлияние с соседними народами, а также параллели, которые наличествуют и в культуре тюркских народов, а также народов Балканского полуострова. Во второй главе это хлеб семейной обрядности гагаузов, рассматривается очень подробно культурная семантика и символика в родинных обрядах, в обрядах, связанных со свадьбой, а также похоронно-поминальной обрядности. Все это было очень подробно и очень детально. Значит, следующая глава посвящена. Мы дальше идем так. Следующая глава посвящена. Следующая глава посвящена хлебу в календарной обрядности гагаузов. Также рассматривается культурная семантика и символика зерна, муки, хлебных изделий в календарной обрядности. Рождественские хлебы, калачи для участников новогодних обходов домой, пасхальная выпечка, символическое значение и функциональная направленность поминальных калачей в календарных обычаях и обрядах. И также терминология праздничных хлебов и хлебных изделий. И, естественно, это культурные параллели. Поскольку работа написана в этнолингвистическом ключе, пятая глава посвящена терминологии обрядовых изделий, отражение в названии хлеба семантики и символики, происхождение терминов. Это интереснейшая глава, особенно вот то, что касается происхождения терминов. Я хочу сказать, что данная работа была основана на
тех исследованиях, которые имелись уже, а также на собственных полевых материалах, и эти полевые материалы вводятся в научный оборот впервые. Важно, что, что госпожа Сарачану собрала очень интересный полевой материал в селах Волконежского региона, да? Потому что, как правило, Волконежский регион не так часто фигурировал вот эти полевые материалы в других исследованиях. Евдокия Степановна, она была и в центральных регионах автономии, но основное внимание она уделила вот этому пробелу. Именно собрала, так сказать, обычаи и обряды, а также лексику именно из Волконежского региона. Известно, что Волконежский регион отличается от центрального региона автономии своими какими-то специфическими некоторыми обычаями и обрядами, а также специфической лексикой. И даже не только лексика, а даже диалектология, и на уровне морфологии там есть, на уровне морфологии есть свои какие-то специфические черты. Вы знаете, работа, естественно, этнографическая, но привлечение лингвистики и исполнение, выполнение этой работы в этнолингвистическом ключе позволило автору установить примерное время появления тех или иных реалий, связанных с хлебом. То есть, следуя уже определенной методике, госпожа Сарачану сформировала вот эти выявленные ею элементы, связанные с традициями хлеба в эвропейской культуре, по трем временным пластам – добалканский, балканский и бессарабский. И именно обращение к лингвистике, выявление каких-то новых неведомых нам значений терминов, а также выявление этимологии, происхождения позволило Евдокии Степановне значительно продвинуться вот в этой области. Я назову один пример. Вот у гагаузов есть такой термин, такое название, как пазы или пазлама. Это означает такую пресную лепешку, тонкую пресную лепешку, раскатанную и поджаренную. Там разные значения есть. И, в принципе, Евдокия Сарачану, занимаясь этимологией, выявляя этимологию и происхождение данного термина, пришла к выводу, что данный термин пришел гагаузам из греческого языка, а восходит он в древнееврейском «пазы маца». Маца, если вот так вот взять, это все четко описано там, Евдокия Степановна. То есть через посредство греческого вот это слово маца еврейское в видоизмененном виде вот таком дошло и до гагаузов. И не только до гагаузов, но и до болгар, а также до турок. И это все пришло из греческого языка непосредственно. И, конечно, вот это вот понятие пазы можно включить в балканский период. Там интереснейшие есть исследования в этом тексте, интереснейшие моменты, которые заслуживают внимания. И самое главное, что Евдокии Сарачану удалось вот реанимировать и выявить вот эти вот символы и архетипы, смысл которых давно утрачен. Он утрачен, но вот ей удалось это выявить и поднять из вот этого небытия. Кроме того, параллели с туркской культурой прослеживаются в том, что Евдокия Сарачану выявила вот эту вот семантику доли. То есть хлеб делится между участниками какого-либо обряда. И вот это выражается в термине «юлиштырна». «Юлиштырна» – это доля. И вот это термин, который обозначает вот это вот действие, да, раздача доли, существует у других тюркских народов. Вот это вот то, что связывает гагаузские традиции и гагаузскую ментальность, вот находит какие-то параллели с ментальностью тюркских народов. И что самое главное, не только турок, но и других тюркских народов тоже. Но в принципе вклад этой работы, состоит в том, что это еще один шаг на пути исследования
ментальности гагаузов, такого элемента, как земледельческая ментальность. Потому что гагаузы – это земледельческий народ. Несмотря на то, что их корни восходят, возможно, к кочевой культуре, но гагаузы формировались на Балканах как земледельческий народ. И об этом свидетельствует вот, работа госпожи Срачана. Все, спасибо за внимание. Вы знаете, я не знаю насчет горячего калача, но раздача хлеба, раздача хлеба есть. Ну, вы знаете, горячий, вероятно, это было, потому что есть параллели. Я уже не помню, а если сорочан ответит. Ну, это пар, который питается, то есть от хлеба должен исходить пар, который предназначен для души покойника. Да? Эту лепешку разламывают сразу, как человек умер. Прямо в доме, буквально в первые часы, они пекут быстро эту лепешку. Разламывают, чтобы пар поднялся, душа уходит. Но мне следующий формула, а как колоссал. Резбаный колоссал, так и приятно, как и клетка, чем я вас артеса, муар. Может быть, есть вопросы? А хлеба, пара? Această legătură cu doamna Soroceanu, că ea dorea să spună ceva. Ea dorea să cătărăm eu sunt și ea vreau să spună. Este un scenariu. Монография, на презентации которой мы сегодня присутствуем, на мой взгляд, является особенной. То, что это образец академического подхода к исследованию, не вызывает сомнений. Равно как и не вызывает сомнений оригинальность и новизна работы. Такой работы еще не было по данной тематике, настолько комплексной и всеобъемлющей. Но это касается содержания. Но данная книга получилась еще и очень красивой. Показывала Татьяна Евгеньевна страницы оттуда, за счет множества цветных фотографий. Татьяна Викторовна, опять же. Не слышно. Плохо слышно? Уже хорошо. Хорошо. Спасибо за замечание. Получилось еще и очень красивой, привлекательной по форме. За счет множества цветных фотографий, которые также способствуют восприятию содержания. Без них просто было бы, наверное, нам, носителям иных культур, понять это все. Сама Ильдека Испанна, определяя предмет своего исследования, отмечает: «Хлеб, являясь средоточием обрядовой семантики и символики, сопровождает человека от рождения до смерти». И далее она рассматривает свои... Вот этот свой тезис она рассматривает в ряде глав. Каждый в этой книге найдет интересующие его моменты. Автор демонстрирует всестороннюю осведомленность относительно изучаемой тематики. Она глубоко проникла в суть этой тематики. Ощущается, что исследования проводились ею на протяжении долгого времени. Естественно, что эту книгу создать за год невозможно. Это было продолжительное время. Такой анализ, тончайший и очень подробный, со множеством разнообразных систематизаций и классификаций, стал возможным именно вследствие этого. Глубокого проникновения в исследуемую в течение многих лет тему. И, не будем забывать об этом, это очень важно, погруженности с детства в данную культурную среду. Без этого, наверное, книга бы в том виде, в каком она вышла, была бы невозможна. Оперируя сотнями соответствующих терминов, хлеб поражает изобилие и разнообразие разновидностей хлеба и хлебных изделий, которые гагаузы сумели сохранить до нашего времени. Она описывает десятки обрядов, обращая особое внимание на присутствие использования хлеба
сумела отразить в этой работе тот факт, насколько глубоко пронизана жизнь гагаузов в традиции, как бережно они ее хранили и хранят. Несомненным плюсом работы является то, что автор рассматривает различные аспекты своего исследования не только у гагаузов, но и в сравнении с другими народами Молдовы, и не только. Есть ряд сравнений с турками, армянами, азербайджанцами и так далее. Вследствие этого выявляются процессы этнокультурного взаимодействия, взаимообогащения, прослеживаются этнокультурные параллели. Следует подчеркнуть значимость, даже настоятельную необходимость для такого рода исследований. Это изображения. Они представлены в необходимой достаточной степени. Их много, на первый взгляд, но и изделий много. То есть нельзя сказать, что работа ими перегружена. Автор не злоупотребил этими изображениями. В информационном плане это, на наш взгляд, очень важная составная часть работы, поскольку, хотя авторы описывают в деталях и способы приготовления изделий, и их внешний вид описывают словесно, но, конечно, фотографии... Что-то случилось, по-моему? Кто-то присоединился. Позволите? Да. Нет, говорите, говорите. Так. Ну, конечно, фотографии, любое словесное описание – это хорошо, но фотографии дают наилучшее представление. Хотя приведу к концу своего небольшого выступления интересный рабочий момент. Книга еще только писалась, и вот есть фото некого изделия, тербеоту, да, вот, не помню, как называется изделие, но начинка тербеоту, даже запомнила, потому что много мы над этим размышляли. И вот фотография, видны листики этого растения, что-то такое знакомое, но ни она, ни я не знаем, что это за растение, уже пытались как-то найти. Автор проявила настойчивость, и выяснилось, что вот эта традиционная начинка для одного из изделий – это лебеда. И потом, когда мы уже посмотрели другими глазами на это фото, ну да, конечно, это она. Ну вот такая маленькая история. Думаю, что данная книга будет очень востребована, ведь это готовая, добротная и подробнейшая модель для исследования данной тематики в культурах других этносов. Вот. Бери и описывай в культуре своего этноса. Хочется пожелать книге в добрый путь, а автору новых начинаний. Спасибо. Acum vă urmăm o prezentare a expoziției fotografice și o să prezinte doamna Larisa Ostrace. Am îmbrăcat această haină pentru a vă prezenta expoziția și pentru a completa fotografiile care sunt aici, în acest spațiu foarte restrâns, este doar o mică picătură din cercetările noastre de teren și câte ceva foarte puțin, o imagine doar de la ședințele noastre în care facem schimb de cunoștințe și de noi descoperiri. Este foarte interesant aranjată această expoziție și ne referim mai întâi la ideea aceasta de legătură și de a omului cu toate straturile lumii, cu straturile dedesubtului și ale trecutului, cu straturile prezentului și a suprafeței Pământului și cu straturile Cerului. Avem aici divinitatea răstignită pe cruce care ne face legătura cu toate straturile lumii, dar și coloanele casei care au exact aceeași funcție. În tradiția oricărui popor
toate lucrurile aveau o sacralitate deosebită, fiecare gest, fiecare ocupație tradițională, cum ar fi săpatul, torsul, meșteșugurile, aveau o mare doză de sacralitate și omul întotdeauna trebuia să fie curat pentru a face lucru în armonie cu divinitatea. Uitați, avem aici coloana, ca și coloana de acolo, ornamentată, pentru că orice ornament are funcție apotropaică, adică funcție de apărare. Și avem fântâna care din nou face legătură. Deci avem răstignirea, coloana, fântâna, toate cu aceeași funcție de legătură între straturile lumii. Și ușa care ne face trecerea din spațiul sacru al familiei cu spațiul profan, tot mai profan, cu cât ne depărtăm de divinitatea dinăuntru nostru. Și ușa la fel este protejată de ornamente, ca și toate intrările și ieșirile, de oriunde, dintr-un costum tradițional. Uitați, ca să vedeți aici culoare la gât, la mâini și la poale, la toate intrările există ornament. Avem intrările la ferestre, la ușă, protejate de ornament. Deci, aici avem țesăturile din casă cu același, cele mai importante țesături, pentru că n-am putut aici să ilustrăm decât ceea ce este absolut de bază și absolut prezent în toate casele. Țesăturile de bază cu ornamente străvechi, specifice pentru tot spațiul românesc, de după Nistru, departe după Nistru la răsărit, până în zonele românești de dincolo de hotarele de apus a României, avem acest tip de covoare, anumite covoare, deși ele sunt lăguste, iar uneori sunt sute dintre ele și au asezate de un covor din grup, răspândite în acolo față. Aici avem un prosop, deci covorul este de la Crihana Veche. Dar este răspândit și în orice, în sud, și absolut în dosarul românesc. De aceea am și ales acest covor, ca să fie specific, să fie o idee generală. Aici avem ștendarul, care iarăși avem capitele, intrările ornamentate nu întâmplător cu pasăre, care pentru noi este pasărea sufletului, care și în timpuri străvechi legate de Marezință Mamă a avut imaginea de pasăre de baltă, pentru că avem idee de trecere și avem acest dans, dacă țineți minte, ajuns în repertoriul copiilor de la grădiniță, din repertoriul femeilor măritate, care era rața și dansau toți copiii așa, cu, de fapt, cu mișcările care cândva erau languroase ale femeilor căsătorite la anumite zile, în anumit cadru ritualic, consacrat moașelor. Avem obiceiurile de familie, ilustrat un moment mai puțin găsit în alte ocazii, noaptea ursitoarelor, care arată venirea copilului pe lume și așteptarea divinităților care îi prescriu soarta, cu lumânări, cu colaci, cu grâu și cu miere, dar avem și plecarea omului din lume alături, tot cu lumânări care trebuie aprinse în prezența luminii, ca omul să aibă drum, și acesta fiind toiad. În unele localități se numește toiad, în altele sunt diferite denumirile, dar forma de spirală prin care coboară și urcă Duhul Sfânt și la fel coboară și urcă sufletul omului, fiind măsurată lungimea mortului, fiind ars pe urmă în anumite locuri timp de 40 de zile, până
se consideră că ajunge sufletul la un anumit nivel de judecată și semnifică despărțirea, detașarea de această lume. Avem în obiceiurile de familie și un moment mai puțin întâlnit, vreau să vă spun că aceste fotografii sunt fotografii documente, ele sunt fotografiate în cadrul ritualic, nu sunt pozate majoritatea din ele. Aici avem în cadrul nunții ora cu ieșirea miresei din casă când nașa îi rupe colacul miresei peste capul ei, obicei denaturat în ziua de astăzi. Deci a fost un obicei răspândit peste tot, pentru că acest colac, această frângere, însemna acest colac rotund, care înseamnă aderența noastră la divinitate, însemna și desfacerea rotungimilor feminine. Și de atunci femeia va face alte bucăți de ea, va face copil, are deschiderea drumurilor și ruperea din casă. Și este ceva cu totul inventat, obiceiul când mirele și mireasa rup un colac în doi și vedeți dumneavoastră cine va fi capul familiei, cel care va rupe bucate. Este un obicei străin inventat, nici nu străin, că și-a fost la nimeni, este un obicei inventat, care nu are o semnificație, este o semnificație lipită și care nu cred că îl face fericit pe cineva. Nici pe cel care a rupt bucata mai mare, nici pe cel care a rupt bucata mai mică. N-are, este, de cei ce nu intră în arhetip, eu cred că va dispare cu timpul. Dar oamenii inventează pentru că nu cunosc. Este mai bine să mai citești niște lucrări ale colegilor noștri înainte de a fi căsătorit, de a boteza un copil, dacă vrei să faci și lucruri pe care să le simți cu sufletul și să te bucuri pentru ele. Și avem măcar ceva ilustrat și din obiceiurile calendarice. Avem aici obiceiurile de iarnă cu capra tot de la Crihană, pentru că ei au un festival dedicat caprii și pentru că capra lor are trăsăturile specifice, poate că dau și ceva particular pentru Crihana vechi. Este un moment foarte interesant, când caprile se, sunt suprapuse unele peste altele, este momentul de sacrificiu, cum ar veni, de înțelegere, de, este exact centrul momentului acestui joc, cu toate personajele păstrate așa cum au fost ele de mult timp și cu paralele care se respectă și localitatea din care au venit o parte din Crihăneni și care se numește Poiana Sărată și se afla cândva în județul Trei Scaune, care și acum este împărțit deja între alte județe, iar atunci se afla în trei împărății, ca în trei regale. Avem aici și războiul orizontal de țesut, la care se țese acest tip de țesătură, deși există și războiul vertical de țesut, care are altă, o altă tehnologie, dar aici n-am reușit să mai încapă. Aici este o fotografie din larva, cu împletitul, este un moș Ionaș care împletește coșuri. Am vrut măcar ceva din ocupațiile tradiționale să prezentăm. Și aici sunt colegii noștri la cercetare de teren și, cum am zis, și la conferință. Din ocupațiile tradiționale, mai puțin puse în valoare în tradițiile noastre, avem pescuitul, pentru că noi de pietrărit, de lemnărit, am uitat într-un fel și zilele acestea, cu ocazia zilei vinului, am auzit un interviu cu cineva, am vizionat un interviu cu cineva la televizor care spunea că este provocat. Deci, poate fi spus cumva, mă rog, ca un termen local,
Dar jurnalistul care, care discută știe că există termenul butnar, de la bute. Bucar. Butnarul este acela ce face numai doagere, dar cel care face butea, porobocul, valerca, zice diferit în diferite localități, acela este butnar, acel care face de la bute. Și avem o mulțime de nume de familie care sunt butnar, butnărescu. Butnărescu care este din neamul butnarilor, ar veni. Și vreau să mă opresc puțin la costumul tradițional. Aici avem ilustrat doar costumul tradițional, variante de costum tradițional de la Crihana Veche, pentru că într-un singur sat avem într-un fel patru reminiscențe de costum tradițional. Dar am îmbrăcat acest costum, care este un costum din satul meu, este, ea este confecționată în prima jumătate a anilor 60, după modele mai vechi care au fost în sat. Nu este făcută perfect, nu are altiță, dar are ornamente și cealaltă organizare a câmpurilor după tradiție și culorile respectă tradiția localității. În aproape în tot spațiul românesc se poartă acest tip de costum cu cămașa cu încreț sau cu ia scurtă cu încreț și cu poale, acoperite cu poale deasupra, care pot fi un dreptunghi, cum este acesta, și în majoritatea satelor este numit cătrință, în multe sate, dar nu peste tot, în unele este numit fotă. Iar în alte localități, sau tot în foarte multe localități, paralel, și la noi în sat, eu sunt din satul Popeștii de Sus, raionul Drochea, se purta cândva foarte de mult, cred că până la începutul secolului 20, pentru că a fost greu să prinzi, era un sat de răzești, lumea a îmbrăcat haina modernă mai degrabă decât alții, și, dar oricum s-a păstrat ideea, s-au păstrat cunoștințele, s-a putut găsi informația și cei care s-au străduit și care au vrut să facă pe urmă niște costume tradiționale pentru școală, pentru casa de cultură, au lucrat pe teren și au făcut costumele respective, după formula din sat. Deci în satul nostru exista acest fel de costum, cum mă vedeți, și era cel cu pestelcă în față și în spate, care se numesc fote în majoritatea localităților. Cu părere de rău, cei care astăzi sunt meniți prin funcția care o dețin să învețe oamenii ce fel de costume au fost pe locurile lor, să învețe a căuta costumul care a fost în satele respective, promovează ideea că fotele n-au existat, că asta este ceva inventiv, deci nu este. În tot spațiul românesc au fost fote și la noi la fel. Dar în foarte multe localități, în funcție de zonă, nu numai că au fost, eu știu, fote cu ornamente orizontale sau cu alt fel de o diferență de ornament, dar au fost și haine de altă structură. Iată, aici am vrut să vă arătăm satul Crihana Veche cu patru tipuri de haine. Acesta este formula balcanică, mai ales uitați, aici este o cămașă, care este de la Crihana Veche, dar acest tip de cămașă, care nu are altiță, dar este, uneori este cămașa de altfel, alteori are tăitură, aici este cămașa cu poale. Este răspândit atât pe nistru, de sus până jos, când și în zona de centru și de nord, zonele etnografice nu se opresc, nici la nistru, nici la prun. Și în tot spațiul românesc găsim acest tip de cămașă paralel cu alte formule. Iar și aici, paralel cu formula balcanică,
avem acest tip de cămașă care este în același loc. Această femeie care este îmbrăcată în costumație de formulă balcanică, uitați, de desubt, are o fustă care a rămas din acest tip de catrință. Și au în sat fuste care le poartă și acum, care sunt dintr-o catrință, să zicem, de felul acesta, dar este cusută în formă de fustă. Și aici se vede numai femeile bătrâne și cele de vârstă mijlocie poartă astfel de fuste. Ca zonă, deci avem, aceea a fost fusta autentică a celor care au fost pe loc înainte de transfumații care s-au stabilit la ei și care au venit din Poiana Sărată cu costumul de două feluri, de felul ăsta general, dar și de acesta care l-au adus și ei din zonele de transfumanță, pentru că acolo s-au așezat foarte mult fiind la răscrucea drumurilor transfumanței. Avem tot în același sat zona Dunărea de Jos. Când am găsit prima variantă de catrință, am crezut că e poate întâmplător. Am crezut că e o minune, că nu o să mai găsim așa ceva. Dar în timpul apropiat am găsit trei. Și pe urmă satul și-a mintit că, de fapt, acesta era costumul de sărbătoare care prevala la ei. Și se cadrează perfect în zona lor spațială, în zona Dunărea de Jos. Și atunci, uitați, nu mai după costum, atunci când lucrezi și dorești să vezi autenticul, găsești istoria unei localități și este bine să respectăm aceste lucruri și cei care îi îndrumează pe oamenii de cultură, care de obicei pe meșterii populari care confecționează aceste costume, sau cei care doresc pentru ansamblurile etnofolclorice să facă anumite vestimentații, să facă acest efort de a găsi autenticul localității lor. Și vreau să adaug doar un singur lucru. Vreau să vă demonstrez această maramă, care este una foarte simplă. Este una de boracic, ar putea fi de fuior, de altceva, mai puțin. Sunt marame de dimensiuni mai mari, mai mici decât asta, nu prea sunt. Dar ce este șocant cumva, basmalele roșii, verzi, albastre de pe capul artistelor, a marilor artiste, cu părere de rău, din ziua de astăzi. Uitați, femeile astea, deci avem această regulă tradițională. Femeia, din momentul cununii, nu umbla cu capul descoperit. Existau anumite reguli de a te împrobodi. Cât femeia avea capacitate de a naște, se vedeau zimții ăștia de la basmaul de desubt, sau dacă purta doar colțul ăsta, sau cum îi zicea, în diverse locuri, îl purta colții cu ornamentul respectiv, apotropaic fiind pentru capul femeii. Dar fata nu era obligată să poarte basma. Acum vedem dansatoare, cântărețe, care joacă rolul de fete mari, adică, mă rog, când cânt sau când dansezi, nu este mai decât să te italezi dacă te-ai măritat sau nu. Dar ai un cântec sau o anumită funcție. Și atunci nu este obligatoriu să-ți acoperi capul. Poți purta și foarte multe ansambluri de copii poartă pieptănăturile destul de adecvate vârstei lor, dar artistele care sunt afirmate este un fel de, nu știu, de înfruntare a lucrurilor, pentru că orice este făcut de fabrică trebuie să se știe că orice este făcut de fabrică, fără pentru vânzare în masă, fără a respecta regulile portului din tradițional, anume tradițional, nu acelui degradat dintr-o etapă când eram noi mici.
Când era mici, tot satul putea să foarte, mai știu ce, dar mai era degradat. Atunci, hai să ieșim în costumul european, să zicem că, uitați, înseamnă bine, în anii 50, purta așa. Deși cămășile bunicilor noastre de desubt erau exact acelea care sunt de jos. Marea mea rugăminte către cei care respectă cultura tradițională și o iubesc, să se gândească la învelitorile lor de cap. Pentru că acum a ajuns o problemă care o preia majoritatea celor care sunt în tinerele ansambluri etnofolclorice și nu este bine.